Salut! Sunt Alina Vulcu, arhitect, designer de interior și cofondator împreună cu Omid Ganadi al Școlii de Design Inside Academy. Și ne aflăm împreună la Design Stories, singurul podcast de design interior care își propune să aducă designul cât mai aproape de sufletele oamenilor. Salutare! Sunt Omid Ganadi, născut în Tabriz, Iran. Am 36 de ani, cred, și, într-adevăr, am venit aici alături de Alina la Design Stories și să scoatem povești frumoase despre design și să le aducem aproape de toată lumea. În ce constă podcastul nostru Design Stories? Avem uh, uh, cea mai importantă secțiune care este dedicată invitatului și astăzi avem un invitat super 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 mega special. Avem apoi o rubrică de lifestyle. Uh, și uh, nu în ultimul rând avem rubrica mea preferată și a lui Amit preferată, dar e a mea cea mai preferată. Îți-l uh, dau cu drag. Uh, mulțumesc. Uh, aceea în care răspundem întrebărilor voastre. Motiv pentru care vă încurajez să trimiteți întrebări, să ridicați probleme, să ne puneți mintea și creativitatea la încercare în a găsi soluții, așa că așteptăm toate aceste întrebări pe canalul nostru de YouTube sau pe toate canalele de social media. Gata, mă opresc aici. Deci, practic, dacă aveți și numărul nostru de telefon, puteți să ne dați și pe WhatsApp. Dacă nu aveți numărul nostru de telefon, nu e nicio problemă, scrieți pe Facebook-ul de pe Inside Academy sau Facebook-ul nostru sau Instagram-ul nostru sau Instagram-ul de la Inside Academy. Și, da, și să nu uitați să ne dați subscribe pe aici canal de YouTube ca să putem să facem treaba asta cât mai des și cât mai bine. Oprește-te, iar o să zic am... că am făcut un intro de la de nu se uită nimeni la noi pe bune, din dacă tot i-ai prins tu, dacă tot i-ai prins, m-am gândit să i uh, așa, să iau la și eu întrebare, ceva. Nu mai întrebare este, i-am prins sau au plecat de mult? Habar n-am, îți dai seama când dăm noi episodul ăsta, nici nu știm dacă a, mai, a mers podcastul ăsta. Poate dăm faliment până atunci, Doamne ferește. Este un designer, eu îl numesc tot timpul un designer autentic. Un designer care încă Începe desenul pe hârtie cu un creion și totul este tehnic și totul este bine gândit de la bun început. Dragă, spune că e Mihai Popescu de la Fratelii, să știe lumea. Am învățat foarte mult de la el. Mă bucur foarte mult că astăzi uh, pot să stau lângă el și să am discuții despre design. Pentru mine e un mare lucru. Și abia aștept, este a doua oară când, când sunt într-o poziție de podcast cu el, pentru că am mai avut și podcastul cu Andy, și abia aștept să pun și întrebări pe care nu am apucat să-i pun data trecută și să aflu și mai multe lucruri despre el, cariera lui, profesia lui și Mihai Popescu omul. Salut Mihai, bine salut. ai venit la noi! Salut, salut, ale. salut, salut! Mulțumesc de invitație! Dar nici nu știu unde te-am invitat! Nu, exact! La o masă rotundă! Un... Bine că a avut încredere și totuși a venit! Da. Eu cred că conversația noastră a durat oricum câteva, nu știu, zeci de secunde în care, <laughs> Mihai, uite, facem și noi un podcast la... la și, bine, pot, 20, 21 și nu știu care! Bine, da. bine, hai te pupa! Și după aia da. am mai dat niște mesaje și omul pare să aibă încredere în noi! Da! Total, avem... susțin orice demers de genul ăsta. Inițial nu l-am susținut, dar mi-am dat seama de ce să țin, de ce să ținem în noi, de ce să nu împărtășim cu alții experiențe. Dar să știi că e fix punctul în care ne aflăm și noi. Eu destul de multe ori vorbesc cu omii despre etapa de viață în care ne aflăm în care fie că ai reușit să realizezi tot ce ți-ai propus, fie că pur și simplu ești plin pe interior, simți această bucurie de a, de a da mai departe. No. Adică nu mai ai această idee de mă, mă vreau să țin pentru mine pentru că numai așa voi reuși. Avem, cred că cu no. toții de la masa asta, de plină încredere că nu știu ce alte ai pus deoparte și că e mm. foarte mișto să... Mi, -mi se pare că tocmai atunci departe. te îmbogățește, în momentul în care vezi în ce în ce mai mulți oameni din jurul tău că împrumută din ceea ce știi tu, pentru care ai muncit și ai ajuns undeva să poți să deții acele informații și oamenii din jurul tău prind câte un pic, câte un pic, câte un pic, mie îmi dă un sentiment de bogăție. Și sentimentul ăsta l-am avut și atunci când ne-am întâlnit noi la podcast cu podcastul lui Andy, de fapt al nostru cu Andy, în care am văzut cu câte deschidere povestai, de, de lăsam acolo și vrea să spui oamenilor exact cum se face domnule, lucrurile încep de aici da. n-ai zis unde se termina da. dar, <laughs> dar se duc în direcția asta și e care mă apreciez foarte mult la tine dacă știam că ești așa de am de tine mult mai devreme, să mai învăț și eu meseria mult mai da, din Dar niciodată da. nu e prea târziu. Da. Eu aș începe cu întrebările. Hai să dăm. Am niște da. întrebări. Și eu. Am doar de precizat uh, că ai zis când ești prea, când poți, uh, ai ce să împărtășești -mi sau mie teama mea a fost că nu o să am ce să împărtășesc. Știi că niciodată poate nu ești mulțumit de, de nivelul la care ai ajuns sau de modul în care tu te exprimi. Că și despre asta vreau. Dar numai că noi lucrăm mult cu vizual, uh, e mai puțin important uh, vorba pentru că avem șansa să arătăm da. Uh, ce ex, să ne exprimăm, am am, am, da. să ne exprimăm vizual. Și atunci mi-am dat seama că ce poate să fie, pot să vorbesc prost pentru că am ajuns la o maturitate cu, cu ceea ce fac eu cu designul, designurile mele, știi, care spun mai mult decât o mie de cuvinte, știi cum era și eu vorbă, O, vorba, Așa e. o, o Așa. imagine face mai mult decât o mie de cuvinte. Și atunci am zis, de ce nu, chiar dacă poate nu, exprim cum mi-aș dori hai să încercăm Știi, iar sper că și copiii mei o să vadă peste 30 de ani nepoții, uite-l pe bunicul uite-l pe tata că ce îi, vrem acum, la aia, știi? îi vrem să acum să ne și vizioneze acolo pe YouTube să și vadă, nu e, mai da, așteptam da, 30 de ani da. sper să-și rupă o oră sau cât durează podcastul dă programul lor important le garantez că merită nu neapărat cu ce zic eu, dar cu ce spuneți și voi mi-am pus mai multe întrebări pe listă Uh, mai ales pentru că, deși mi se pare că te știu de atât de mult timp, de fapt îmi dau seama că te știu foarte puțin Eu, ca și mulți alții din orașul ăsta mare, care este de fapt ca un sat, te știm ca Mihai uh, de la fratelii yeah. Uh, și de curând uh, am văzut uh, de fapt uh, din puține întâlniri pe care le-am avut câtă pasiune pui în ceea ce faci și asta este un lucru rarisim. Uh, dar aș vrea să te întreb următorul lucru. Dacă ar fi să nu fi designer, ce ai fi? Cu ce ți-ai umple timpul între de când te scoli dimineața până când te duci seara acasă? Aha. Aș avea oricum, cu siguranță, aș avea ceva de făcut. Adică m-aș trezi dimineața, foarte dimineața, ca și acum am maxim 6. Și aș începe ziua cu... Acum am început cu kinetoterapie. Din fericire, adică am dureri de spate și sunt nevoit ca prima ale 45 de minute, o oră ale dimineții să le petrec întins pe o saltea, făcând exerciții fizice. Care ar de plăcut. Dar tot timpul mi-am dorit să fac ceva, adică să mă mișc, să mă plimb, să nu stau în casă, să descoper pădurea sau spațiul din jurul meu. Nu virtual, ci fizic. Adică îmi place să merg, să descoper, să iau timpul meu, să mă apuc să car lemne, să le pun într-o stivă, să le așez ordonat sau după un ritm, să-mi construiesc imediatul, așa cum vreau eu, adică să nu mă aștept să fie în spatele unei cărări ceva nevăzut, încerc să croiesc drumul și să, să întrezăresc un pic înainte, dar întotdeauna să, să depind de mine de și de, de, forța mea, că de fapt asta mi-am dat seama că am fost crescut poate într-o manieră, în afară cu ce am venit bagaj genetic, în care a contat mult forța ta, eu, făcând tenis de performanță de la 6 ani. Da. M-am sculat în fiecare dimineață și m-am dus să fac ce am crezut eu că e mai bine să fac în perioada aia. Deci Asta că... ai simțit, să faci tenis? Sau Asta ai fost... simțit, la vârsta aia n-am simțit că fac tenis. Mă rog, tai cum era hocheist de mare performanță, mare sportiv mai că mai arhitectă, dar tata ajunge economist și ne imprimă oarecum un gust pentru sport. Motrici, eu cu frate geamă, începem să ne jucăm și mama are ideea genială, fiind îndrăgostită de Iliana Stase, să ne ducă la tenis mm. și văzând sportul alb ca pe un alt fel de sport. A exclus hockey, fotbal, unde sunt toți golanii, deși... Uh, Faceai față dacă era... Făceam față, fără, mai ales că eram doi, <laughs> în același timp, eram frate geamă în dublură și oricum era sigur că cineva sare pentru mine. Asta s-a întâmplat, mi-am dat seama de la, chiar de la, din frage de pruncie, cam pe cineva în spate care tot timpul mă va susține necondiționat. Care acum, după ani, îmi dau seama că nu e chiar așa, nici dacă vorbești de, poate de cei cu care stai 20-25 de ani în aceeași casă sau în asta, nu întotdeauna îți apără spatele. Și mă apuc de tenis firesc și încep să am primul meu job, dacă vrei. Adică la tenisul este o, de fapt, e un sacrificiu, e o renunțare la ceva în a merge într-o direcție și a face cât mai bine. Să deci, o secundă, primul tău job a fost... Păi nu, putem să-l spunem. Putem nu să disciplina, asta disciplină. vreau să disciplina. El de fapt n-a fost... de vreme. Nu am masculat niciodată, dar am masculat că scând. Ce să facem astăzi? Ea. Nu okay, inițial aș fi zis, mm. da, aș fi întrebat dacă ești hiperactiv, dar te știu și știu că ești un om calm sau așa calm, te da, văzut nu am văzut în cele mai multe. da, dar mi-a plăcut de fapt, e disciplina, disciplina, care era și acolo, și lucru da. bine făcut. N-am ajuns condițiile, n-am ajuns că te-ai putea întreba, de ce n-ai ajuns să știi, că deci, tu ești disciplinat când te apuci de design, îl faci bine. Pentru că era comunist, pentru că nu eram doi, nu că caut scuze, dar aia mi-a dat o construcție, știi? Eu am. Ți-a arătat am pentru prima că poți. Că pot. Da, asta probabil uh, unora ne-ar lipsi, lipsi în copilăria noastră, altora da. ne, ne da așa un avânt. Să știi de la mic copil că faci ceva și vezi rezultatul și îți dai seama că de fapt, da mă, eu pot. Și uhum. indiferent dacă tu continui meseria sau uh, domeniul respectiv sau nu, măcar știi că tu da. poți să faci ceva. Că mi-am depășit limite. Că exact. mi-am dat examene practic foarte des, știi? Noi în viață, în mod normal, avem examene la treapta întâi, în, cum era treapta a doua, un bacalaureat, Facultatea... examene reale. Da. în facultate, Facultatea, când fac facultate, e facultativ. Poți să-l mai ratezi, te duci din nou, o iei, îl aplici. Adică nu e atât de dramatic cum examenul la în clasa 8. Ori eu am avut examene de mic, știi, care încercări știi, trepte de suit. Nu e neapărat sănătos, adică poate undeva îmi rod unghiile, poate din cauza asta, mai mult decât trebuie. Cât să când știai că gata, asta e drumul, mai ales că mama ta este arhitect și atunci... De a... mic am desenat, adică de mic am fost cu creonul în mână. Am făcut școală de arte până și eu și Liviu. Amândoi am făcut școală de arte. Dar știai Preocuparea... că o să te faci designer? Da, visam că era uh, eram înnebunit să repar lucruri. Wow. Și atunci a... Nu designer, hai să zicem inginer, poate. Și noțiunea de design, chiar uh, mama mea lucra design. Pe vremea lui Ceaușescu un institut de proiectare la CCSITAC să chema și făcea design pentru Și Deci, mai că mai arhitect, a fost șeful unei unui, unui generații de excepție, uh, arhitecți, designeri, uh, tapițeri, uh, sticlari, sculptori, scenografi. Era un colectiv cam cum ar trebui să arate în ziua de azi o companie de design. Asta vorbim în perioada uh, anilor 80, care și făceau prototyping, adică de la polonii până la mașină de cusut, aia e o chestie foarte complicată care are și motor. Machete, trenulețe, chestii funcționale. Deci nu doar chestii. Dar cum în serie, care e foarte important în fabricile din toată țara. Cum era percepută meseria de designer, să zic, pe vremea respectivă? Că realmente nu am auzit pe nimeni vreodată să-mi spună că cunosc pe cineva din România, designer în anii 80. Era incredibilă. Pe era și domnul Șeitan care crease școala de design. Și în primul rând că ei designeri. Pe bandă, în al doilea rând că ei aveau o industrie în spate care trebuie alimentată. Și acuși. o nevoie, da? Am mai spus, o nevoie, înțelegi Deci Chiar dacă nu erau multe obiecte, ai să zici, știi? Adică era, avea aceeași veioză sau aceeași bibliotecă rodica sau aceeași... Eu vorbesc și de obiecte de uscați, adică o furculiță e făcută, un mâner de ușă e făcut de cineva. Or, într-o într industrie, făcut, orice lucru și atunci era făcut la scară mare, adică nu era o manufactură. Hmm. Tu când de ceva în lucru, când făceai o pereche de ochelari care par simple, astea, au foarte multă inteligență în spate, până la cum funcționează, știi, cum sunt, how they do it, știi, cum e făcut obiectul ăsta. Noi în ziua de azi în România nu mai facem nici hârtie igienică, ca să înțelegi. Deci ca să înțelegi unde Dar una alta 20 mai facem, și 20 pe aici. De ani. Nu, Hârtia producție, igienică producție, nu producție la scară industrială, pentru asta nu mai există. Adică nu vorbim că fabrica Ford, nu e românească, Ford e un brand american. Da. <laughs> <-ar> să fac <laughs> nu <un laughs> Care a venit cu o experiență totală și nu vorbim de automobile sau să vorbim de obiecte, de o nu există. Totul e importat, totul e Mai dus direct la o întrebare pe care o aveam uh, și anume, care este granița între designul de produs, de obiect, cum zicem în, uh, în română? limbaj. De exact. Design interior și arhitectură. Arhite eu aș zice, de fapt, eu aș spune în felul Design de produs, uh, design interior, arhitectura de interior și arhitectură. Și, desigur, mai departe, urbanism și așa mai departe. Cred că ai deschis un capitol aviaj. Da, da, El da. știe că, de avem fapt, pe mine mă interesează ore, acolo. Da, înțeleg și încerc să-ți sintetizez că întrebarea ta teoretică e mult mai amplă. Pentru că eu am un băiatul meu, Luca, acum trece anul, anul 2 la Institutul European de Design. Și am văzut, de fapt, ce înseamnă designul că nu știam. Adică, na, eu noi făceam design aici, chiar dacă aici pentru Europa și pentru Europa, nu știam știm exact cum, cum, cum evoluează lumea știi adică noi vedem un telefon nou dar nu ne punem bă cum o fi la școala de design din institutul european de design și fiind cu băiatul meu am început să înțeleg niște lucruri în plus dacă urmărești târgul stau că ai o mică pagină o să vezi că uh, totul a devenit mult mai uh, e un fine tuning mult mai mare adică dacă în trecut aveai un om universal mai că mi arhitectă pură mai că mi-a făcut design S-a educat singură, tu îți dai seama ce acces avea la niște reviste, la informații. Da. Nu ne uităm acum, ca ai deschis un Pinterest, da, vizitezi da, da. o lampă și te-a pus sau how de da, do it. scuze mă un pic, asta îți dădea o mare calitate. Calitatea de a rafina lucrurile de a rafina, până, de până, și de a face multe reiter, reiterații. Da. Pentru că acum. Colaps de informații, Colaps totul da se, pare la, da. la îndemână, se pare la da, îndemână. Se dar nimic. nu mai ai răbdare. Da. Să duci un Uite, obiect dacă cauți ceva pe capăl. Google, am, am căutat un cuvânt dimineață, balabustă, mi s-a părut fan. E un cuvânt nevreiesc și îl foloseam noi aici și am văzut o cărciumă în Barcelona. Tu îl cauți, îl descoperi, îl, îl treci, dar nu reții. îl reții. Merge, El merge mai departe, știi? Uh, și cu google știi, bă, ce să învăț geografie, că am intrat pe Google și am fost unde țara respectivă, știi. E, mama practic a disecat toată această meserie și a învățat-o, înțelege, a furat-o, a descoperit-o, a... fiul meu acum face design de produs, dintre toate și ales, dar în școală acolo încă de când te înscrii, tu ai inclusiv, nu vorbim, la design grafic ai multimedia, ai ceea ce facem mm -hmm. noi aici, ai video, ai grafic, ai. să deschid atâtea orizonturi la un moment dat și tot e atât de specific pentru că s-a la mare performanță. Adică și la design de produs te poate întreba cineva ce faci, lămpi sau scaune. Pentru că de la lampă la da, scaunul da, sunt da, da. Exact cum în chirurgia actuală există chirurg de genunchi, chirurg de genunchi drept, chirurgi de anumite ligamente. Nu te mai duci ortoped și te duci unde ai o problemă la metatarsiene te operează la cu genunchi. Da, da, Așa e și design. Știi? Adică există specializări. Apropo, preocuparea ta către frumos te duce oricum, te aruncă în direcția asta. Știi? Acum încep să vezi unde te simți tu bine. În arhitectură, adică îți place să vezi obiectul din afară sau să-l vezi din interior. Știi? Ce îți place să vezi? Uh e preocuparea de frumos, știi, și de, acolo vezi tu unde, unde te simți bine. Eu astăzi m-am -am trezit și mi-a scris în agenda și poți să vezi, aici, fără să de agenda Colecția la oaltă trebuie să desenez un kit, un kit românesc de mobilier. Și mi-am dat seama că în perioada următoare vreo, aș vrea să desenez uh, uh, întors și de la Copenhaga să, să desenez în macro, adică să intru puțin în obiect. Să nu mai mă uit doar în atmosfera lui generală, cum vedeam până acum, Generată de obiecte, ci să văd și obiectul invers, să la obiect. Trebuie să mai îmi spui dată. <laughs> exact, hai, exact. deci, deci, îți propui să desenezi o colecție. Îmi propun să, un să intru. De dacă Ce un noi, eu, de eu, noi făceam uh, interior design. Da? Da. Noi, când zic noi, tu în studio, uh, eu împreună cu câțiva colegi și cu soția mea, Nadia. Noi uh, eram ancorați în uh, interior design și în zona de Horeca. Da. În hospitality, să-i spunem, hotel, bar, da. restaurant. Și noi tot timpul când uh, generăm un spațiu, o idee, un concept, ne pune problema în mare, Over în overall, ambianța, da. ambianță. Adică nu ne uităm neapărat la cum... Obiectele sunt uh, o Vin concluzie și, da. Firesc, a, unui, a unui întreg. Acum o iau invers puțin. Mă duc în, mă duc în obiect și încerc să termin obiectul și Ca un să creezi un spațiu lui? în jurul lui. Adică ăsta e un experiment care încerc și eu să văd cum e și sunt aproape acum de, uh, poate că am devenit și cu vârsta, știu un pic mai atent la detalii, îmi strâng șosetul, ne mai las aruncate până în casă, șterg praful, cărțile trebuie să stea într-un anumit ritm în bibliotecă. Poate asta m-a dus că te asta către detaliu excesiv. Și de ce să nu experimentezi, știi, și zona asta? Pe mine, dacă mă întreabă cineva domne, cu ce se ocupă Mihai Popescu, uh... Și eu aș zice, e designer de interior, da, evident da. foarte bun, dar aș da laudele de rigoare, Desi sau designer de produs, dar e un designer de produs care este și designer de interior, e mai bun designer de interior de... Nu, e mai bun designer de produs. Ce da. ești omule? Cum te vezi tu pe tine? Da, și, Cum te definești tu pe tine? Uh, ca experiența profesor? mea... Uh, formatoare foarte mare, a fost șase ani de scenograf la Castelfin. Eu zic la și adică aia care e cu tot o altă meserie decât. Pentru că tu construiești un decor care e valabil da. fix o zi, îl face, faci o casă cu interior, cu tot, după care o dărâmi. E o experiență fabuloasă să vezi obiectul creat. În uh, timp record. În uh, și... timp record, în care nu trebuie să spui problema decât de formă, fără fond, cum rezistă, dar experiența ta e copleșitoare cât ți-ați ți faci? Doi ani o casă? Da, noi am Înțelegi avut experiența așa, O faci într-o săptămână, o gândești o săptămână înainte, o faci, faci interiorul, îți pui probabil și un pic de lumină, cum vine, ca să-și pună... Bine, ce-i mișto la asta sursele? este că într-adevăr e o, o interdisciplinaritate mai mare între tine, DOP și da, regizor. Da. Lucru care... Cumva, în viața reală, designerul da. tinde să fie, fie un one-man show. Exact. Dar, de fapt, e foarte mișto că exact. tu înveți cum, de fapt, set ul Furi. pe care îl exact. tu îl faci interacționează cu modul în care sunt puse luminile și Obiectele, cu povestea pe, povestea pe care cineva pe care vine să o spună. Da. E, e foarte fabulos. Bună observația ta. Acolo te cunoști cu Corvin? Dar nu, tocmai când m-am lăsat eu, atunci a apărut el, la, eu l-am la făcut în fragedă, adică e mea după școală, la, am avut șansa, prietenul meu Bostănescu, din copilărie, să zică, bă nu, am văzut că e terminat design, avem nevoie de un scenograf mm. și am fost de la 26 la 32 de ani scenograf, primul freelancer din industrie. Când nu mă angajez, că aveam, lucram deja cu mama Design, dar zic, vin la proiecte Să știi că nu știam asta despre tine Eu pe mm. vremea aia lucram în publicitate Lucram uh, într-o agenție Mare mm. de publicitate Și uh, uh, Colega mea care era pe producție video și care se ocupa, evident, și pe partea de casting și așa întotdeauna erai tu sau fratele da, tău, da. erați propuși la casting. Viorica Cavdeș. Da, Viorica. Dar <laughs> nu pot da, să-i da. Păi, da, deci, pentru că. Atent, erau, deci, asta asta cred a fost singuri. Apogeu... Gemeni frumoși, Nu, dar nu bine. neapărat de Gemeni, știi, care era apogeu Deci, lucrurile. Eu am frumos, prins frate. perioada de aur a cinematografiei românești post-revoluție, pentru că a fost o perioadă de aur și cu mari actori-regizori români. Uh, din, uh, uh, toat, toată Europa filma în România. Am uh. Deci eu nu am făcut proiecte românești, eu am făcut 75 de reclame, care e uriaș, proiecte cu bugete și scenografie de un milion de euro, ca să înțelegi. Wow. Pentru un spot de 30 de secunde, adică yeah. am prins acea perioadă în care acum ca să înțelegi te cheamă și zice ai vreo 5.000 de setup, nu Scusa construim mă. ci un milion de, un de milion euro, pentru de euro un doar pentru decor. De un spot de 30, 30 de secunde, un minut, poate, sau mai multe. Bine, variante. Eduri care erau, nu erau făcute pentru piața din România. Pentru piața, vorbind de Lincoln, vorbim de Coca-Cola internațional, da. vorbim de. Chestii regionale era în Germania. De, adică, de, nu. De, dar aici de se făceau toate. Adică era un, un hub, un hub de reclame da. și cinematografie în care veneau evrei, englezi. Toți regizorii celebri din lume au filmat aici asta după comerciul, pentru că aici era posibil orice. Aveai o construcție de decor fabuloasă, aveai mare munte, puteai să închizi calea Victoriei două ore la orice rând din și noapte. Dacă eu am avut nevoie de avion în cadru, au zis nu să făcea CGI pe vremea aia, nicio problemă, ce culoare vreți avionul? Îmi spunea și de la producție, vopseam avionul galben să intre și să la fabrică, să spăla a doua zi. Adică a fost un boom de ăsta incredibil, incredibil. atunci. Și atunci am o șansa să experimentez și exact cum spui tu, să, să, să învăț să spun și povestea sau să văd și povestea spusă de un regizor, prin uh, taciul meu al unui D.O.P., al unui gafăr de lumini, al unui props care spune, băi, paharul ăsta cu chestia asta. Asta e foarte important să fie în nuanța asta. Știi că dacă era o chestie de plastic, schimbă un pic da, da, toată da, asta. Care adică în care și... vezi, vezi, de fapt, care rolul fie, rolul, cât de important e rolul fiecăruia într-o echipă. Într-o poveste. Într-o poveste. Da, mi-am să aminte acum că mai am Și un... asta era funny, că regizorul străzi zicea, da, da. păi, vedea, casting, castingul ăsta, păi, mi-ar plăcea ca scenograf. Da, și da. eu zic, nicio problemă, că mai am pe cineva acasă. <laughs> Cum adică? Păi da, mai am un frate de da. și veneam venea frate. frate datorită mie a prins proiecte <laughs> mult și bine, adică treia la un moment dat foarte bine din job ăsta. Da. Și am avut ultima, o experiență cea mai tare a fost cu Rado Munteanu, reclamă la Gilet, care a scris scenariu pentru noi. Noi ne bărbiream în oglindă, am, am un doi, dar oglinda nu lipsea, nu înțelegi ce, ce zic? Deci noi eram doi tipi în oglindă care ne vorbeam, dar de fapt realizez că nu e oglindă și că sunt doi frați gemeni, știi că practic. Mă rog, pe vremea adică, acum poți să faci cu un singur de, așa de așa da, da, exact, da. Pe vremea aia, imagine și nu merita, era foarte scump da, computerul, da. era foarte puține, era doar abisul care lucra, era full până peste cap, de totul era la film. Și să lucrezi, plus că trebuia produsul a doua zi, ce sens are să, să faci croma când tu poți să construiești? Exact cum s-a ajuns acum, de ce să fac un interior în studio? să-l fac cum în poți în CGI? Să, Când l-am făcut sau un CGI sau l-am făcut undeva, m-am dus, am făcut un setup cu două, am schimbat două fotoli și eu... Dar ceva din industria a murit acolo, știi? Bun, deci scenograf, acolo am bifat. Până la urmă unde ai ajuns? Unde ești acum? Băi, are poveste de succes, asta mi se pare fabulos, de business pe, de pe zona de Nu, zona nu zice Horeca. chiar business, știi? A, în zona de Horeca, da, da. Deci e fabulos. în, zona de Horeca, <laughs> în zona de Horeca, unde am ajuns... Uh, uh, e un exemplu de bună practică câțiva fabulos. Prieteni, câțiva prieteni de la o joacă, este, este fabulos. Adică nu vine să cred când uh, văd atâția oameni după 2005, după 17 ani. Pentru că în industria asta totul este volatil. Eu țin minte joaca, când ați deschis Joaca. I joaca, dar Joaca s-a transformat într-o chestie în care noi suntem în continuare ca în prima zi. Implicați, ne place. Și nu am văzut neapărat ca a dar numai să ai la Fratelii mai avem 220 de colegi care lucrează cu noi, 220 de oameni. Munezic, angajat, doar la Fratelii Mamaia? Doar Fratelii Mamaia, no, doar o locație. Bune, wow. Adică și asta e un gest, adică până la sumele de bani numai cât uh, generezi tu management. management da. Într-un într sat, cum ai zis la început, acolo <coughs> e satul de vacanță, aici e satul comparabil cu celelalte capitale sau orașe în care lucrez eu, în care vin turiști bogați, cheltuie sume de bani, în care nu trebuie să spui problema aici, noi toți, toată piața, nu vorbesc doar de noi. e stimulat să dai cei mai buni din tine pentru că nu ai turism, ai niște condiții precare, ai controle care nu și-au sensul ai un client care nu e atât de educat pe cât ți-ai dorit da. să fie, dar pe de altă parte aici intervine rolul tău al trendsetter în industrie în care dai direcții și ne dăm seama că noi de fapt suntem foarte pricepuți. Peși nu e paradoxal că tu, Mihai Popescu, ai o echipă de minim 200 și ceva de oameni numai la Mamaia și o echipă de cât 3-4 persoane la birou la Twins. În birou, da, suntem... Scuză scu 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 vă e greu. Să... 5 oameni și două oameni la contact. Cred că aici este ja. povestea... Sunt anumite lucruri pe care le poți delega, anumite da. lucruri pe care nu... Nu, le poți dar delega. noi... Eu mi-am asumat, eu nu vreau să fiu un birou mare de arhitectură, noi cred și design, noi cred că suntem cel mai mic birou de arhitect. Adică, ne e frică la picioarele de afară, noi trebuie să spunem că suntem mai mulți, pentru că nu te ar lua cineva să lucrezi dacă te Urmează și lua. Iar când mai, când mai vin clienți la noi la birou, îl mai chem pe frate, îl mai chem pe un verișor, bă, veniți stați pe acolo, vom Hai că venim și noi, da, dacă știi, ne spui știi, din da? timp. Exact, Ce mai luăm și ceva, așa. Ne da. da. dai și nouă o felie, acolo, ceva, o cameră o felie, de acolo. Dar, uh, am fost eficient și am avut șansa să putem să ne alegem proiectele încă din, uh, având fratelica ca uh, produs al nostru, avem un singur argument avem un business Aveți care un... merge și nu mai trebuie să intri în debate-uri în care alți colegi trebuie să intre, știi, să explice de ce... Aveți un showcase, da Aia e un showcase, exact wow, mi se pare, mi se pare fabulos deci nici nu știu ce să te că întreb pentru mai că întâi Faptul că am terminat 5 ani de când ai așezat niște tablouri într-o spațiu, niște lucrări așa vine manager și spune, eu cred că dau mai bine așa și cred că mai bine, și asta cu dau mai bine, știi, adică o expresie de asta. Mm -hmm. Îmi spunea un tip, îmi dădea ca să faci și zic, eu am fost 5 ani la școală, să poți să tablourile alea, dacă nu te superi. Nu a contat atât de mult cât știi că am făcut aia, adică cartea mea de vizită a deschis și sunt recunoscător, deși e creat tot de noi, adică nu e, nu e l-a dat nimeni, știi? Da, da, da. Dar e... cum este să ai, cum să zic, carte blanche și să poți să-ți... Adică ai spațiul tău, frate, toate spațiile astea pe care voi le-ați deschis, și practic e un, un cec în alb pentru tine ca designer. Tu ți-ai făcut singur brieful pentru spațiile astea. Nu, da. dar apropo de cum pleci la, la treabă, știi că întotdeauna pornești la un brief, nu? Ai un client, da. că e horeca sau că e rezidențial, da, da. omul îți dă un brief Sunt niște da. condiționări, sunt niște limitări, sunt niște conjuncturi. Tu cum ai? De exemplu, hai să luăm un spațiu care mie mi se pare absolut fabulos, wonderful. Îmi place mm. mult pentru că e kinetic, știi? Se întâmplă niște da. lucruri acolo kinetice pe care nu le-am observat de prima dată. Da, asta e interesant. Și apoi mi se pare că spațiul se desfășoară pe mai multe leere da. și descoper povești. Cum ai început? Adică cum ai făcut spațiul ăla? Care a fost brieful? Care a fost punctul de plecare? Noi am creat un spațiu în care se ieșim noi. Și eu mă refer, Nadia și eu, Simona și Liviu, Dani, Nicu, noi o gașcă de prieteni. Care am zis, băi, nu ne place unde și mai să ne facem un loc al nostru, fără să urmărim un câștig. Am căzit un spațiu care avea o chirie decentă, o fațadă aproape inexistentă, că nu am dorit să vină lumea de pe stradă și ăsta era unul dintre... Vorbim de noi. Wonderful. Nu, vorbim de primul, primul frate. A... Și practic, deci noi încă de când am pornit în această epopee, că e o epopeie, noi ne-am ne propus un câștig imediat. Noi am vrut să facem spații pentru oameni ca noi. Și Wonderful, ultima experiență, uh, nu e chiar ultima experiență, dar nu, ultima deja realizată, uh -huh. de-abia începutul, știi, celelalte spații a fost exact aceeași în aceeași filozofie s-a desfășurat. Adică a fost o concluzie a locului și a timpului în care noi ajunsesem cu experiențele noastre. Okay, adică adică el ajunge, a evoluat odată cu noi. Spațiu wonderful dacă vrei evoluția lui fratelii, frateli, primul fratel, e același lucru. Și Numai așa că cum... a apărut kinetica pentru că spațiul era mai înalt, ne permitea. Mă jucam de mult, cochetant cu mecanisme care să miște. Dar el e în mare, noi suntem acești oameni, Scuză-mă, dar așa sinceri, cum... că asta se vede de fapt da. într-un spațiu care... Și încerca să dăm cel mai bun într-un într gol de aer, într-un volum gol de aer, încercăm să imaginăm cel mai frumos uh, posibil. Dacă, și de acolo e o discuție amplă, că intervin ergonomii, fluxuri, adică ți se simplifică viața dacă o vezi, uh, nu e doar despre creație, mm -hmm. știi? E mult mai simplă când tu ai creionați, ai făcut un plan smart. Ai, ai un parametru. Ai, un un, un, ai parametri, da. și eu așa încep, de fapt, știi? Ca inginerai să vedem cum facem, știi? Ăsta e fluxul, pa aici să intri, aici e garderobă, aici, clar acolo e bucătăria pentru ca aprovizionăm pe spate, scoatem gunoiul pe acolo, toaletele sunt în partea aia, partea aia bun avem planul, care eu zic că e cheia oricărui spațiu de interior. Un plan smart. Tocmai am după aflat primul tip centric. Încep da. cu planul. Încep cu un plan smart. Nu te-a pus să desenezi sau să imaginezi lucru până nu e totul foarte clar, știi? Determin, bine determinat. După care încep să-l poziționezi. Cam ce? Eu sunt în zona de nord a orașului. Bun, deci asta implică ceva. Clădirea îmi impune un anumit o, o un mesaj antagonic, opus, mm -hmm. sau merg în direcția ei a clădirii. Adică începi să ai grijă de să te poziționezi Corect și demografic, dacă vrei. Știi? Simți și o ironie acolo, în interiorul acelui spațiu. Uh, pentru că îmi place tot timpul să, să, să sunt. Uh, chiar dacă la voi sunt serios, da. în general îmi place să fiu comic, adică să fiu. Văd totul cu un pic de amuzament, știi? Adică nu iau Mesaje, totul serios. Fapt. E, nu e... iau chiar foarte în serios și îmi place gluma, îmi place. Îmi place să zâmbesc, și când intru undeva, să nu fiu prea dramatic. Mie mi s-a părut foarte tare întotdeauna, de la primul fratelii până la Wonderful, uh, ideea asta de aportul de educație pe care aduce designul clientului final. Adică voi de la bun început, la primul fratelii, uh, la Spațiul la so mic, exact, da. ați făcut lucrurile altfel. Da. Ați lăsat oamenii să poată să vorbească, în loc să fie o discotecă din asta da. de bum, bum bum. Să stea în picioare, să, să bea fie paharul lumină, la șampani, ă, șampani la pahar. Să fie lumină. Să fie luminos. Da. Scaunele diferite și tot felul da. de lucruri care au venit cu, cu. Realmente au creat un trend și au schimbat. Apoi au trecut ani de zile, lucrurile da. s-au întâmplat așa cum v-ați dorit și așa mai departe și a venit wonderful. Care nu a venit beautiful. A, beautiful. Venit, nu, a venit beautiful, da. categoric. Da. da. O să revin, da. dar vreau să mă duc da, cu da. mesajul la, la, la final. La final. Unde, iarăși, după atâția ani, am văzut un, 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 o cerere către client să se conformeze unei nou tip de asept... de, da. de experiență da. în oraș. Da. Adică, fața de masă, stăm la masă, mâncăm, dar nu mâncăm ca la beautiful încă mai elegant, devine club, faptul că la alea încep seara de la anumită oră să se miște sau momente, lumile să scadă dinamice, impune o schimbare, e ca și cum orchestrez efectiv un număr mare de oameni, da și o stare și acum vreau să dansați acum vreau să mâncați mi s-a părut extraordinar în primul asumarea asemenea să zic misiune, că da. nu ți tot timpul, e nu greu țiese. să te pornești pe un drum da, de da, genul ăsta da. că... și granița să cazi în ridicol e fină Suta, că nu ne-a fost frică știi? nu am avut de ce să ne... Cred că la, la voi mai e ceva care e parte din povestea de succes a voastră ca business, livrați adică când vii cu o promisiune da. pe care omului o promiți din branding, da. din design mergi până la capăt în tot ce înseamnă experiența cu produsul mm. respectiv Adică mâncarea într-un anume fel, setup într-un anume fel, serviciu într-un anume fel și toate converg da. în același tip de experiență. Ai foarte Pentru bine. că știți, sunt multe locuri, nu, da, nu vreau da, să da, pară da. că mamă, România într-un fel și în alte, dar da, din Care păcate... nu au un discurs coerent. Coerent, da. Și vezi ceva vai trădează. Da, și atunci și te duce cu, du -se cu se gândul că, că e capăt, fals. Da. da. Știi, chiar dacă ai un design bun, dar n-ai o mâncare, uh, ai o mâncare gustoasă, dar nu e corelată cu cu, 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 cu numele locației dacă vrei știi ce zic da, cu, da. cu lucruri care să fie să aibă, să aibă acest uh, abecedar, acest alfabet înțelegi, care tu îl simți acolo, structură. de la miros structură, știi acolo totul e gândit nu-i lăsa nimic la voi întâmplări mai, și mai, asta dar e dar foarte pare. bine și îmi place amândoi cum ați vorbit, adică mă simt eu ca un ca și cum ar fi podcastul meu la care sunteți voi doi și în care observați că ați observat lucrurile cu o foarte mare claritate și asta mă bucură foarte mult, știi că. Ai transmis. Eu vreau să mai spun da. ceva, pentru că am foarte mulți prieteni din zona de business și de fiată când aduc în discuție, mă rog, diverse startup-uri, business-uri cu, cu amicii mei, întotdeauna mi se spune acest sfat suprem, domnule, întotdeauna când faci un business, nu trebuie să cont de ce îți place, ție, trebuie să de te piață. bazezi de piață și de fapt mie tocmai asta mi se pare că un business de succes da, trebuie să pornească la de la o poveste de suflet a ta pe care după aia o validez sau nu cantitativ în piață, dar dacă nu are acel sâmbure care este da. băi, pornirea ta, îl simți mai ales în hospitality. Valorile, da. Băi, am o poveste, am mm -hmm. un insight al meu personal, mi-ar plăcea un loc și unde să mă am simt făcut așa. Mult, și eu am fost pasionat de acest lucru în ultimii ani, mm. adică n-are cum să nu, pentru că eu am, am dat ascultare în direcția aceea, în ultimii ani. Adică eu mă apuc să fac orice business, dar eu am fost preocupat de acel business. Știi ce zic? Uh -huh. Orice fac, care, băi, eu vreau să car cărămizi. Băi, să vă cum care unii cărămizi. În Nepal, cum care unii cărămizi, acolo, cum cară unii... După care m-am pus să car nu mai întreb dacă e piața ar, fi, ar avea nevoie de cărămizi. Că eu știu exact că drumul meu duce în căratul cărămizilor și nu am cum să ratez. Că să și vede că am background, că am studiat, că îmi pun o întrebare de cărămizi, știu să răspund la ea. Ești curios și te inspir. Cine te-a inspirat pe tine în tinerețe înspre arhitectură, care a fost, nu știu, design, pardon, design interior, design de produs, care a mama, fost. Mama, mama a fost. Având atelierul, era lucra și în spatele casei. Mm -hmm. uh, birou mai îmi era la 5 minute. Mama s-a mutat cu casa să fie că lucra foarte mult. Coordonând o echipă de 50 de creativi de ăștia, wow. care erau toți nebuni de pe Pământ, dar toți uh, extraordinari din punct de vedere profesional și oricum și ca oameni, cei mai simpatici oameni pe care am avut șansa să-i cunosc din frate și nu eram ca două mascote, ne prindeau acolo, ne băceau, ne, ne reparau și bicicleta mea și vopseau dacă băi vreau o culoare, adică îmi făceam totul la mama. Și stând la 5 minute de... că era de fapt un atelier acesta. Era o, o chestie care seamănă foarte mult cu atelierul lui Brâncuș ăsta cu luminatoare, uh, care e expus la Pompidou, mm -hmm. ultimul lui atelier, să zic. Așa exact așa era, pentru că încă de când l-au construit a avut ca temă design știi? Și totul respira design și acolo practic am fost era locul, de locul de joacă, știi? adică dar și la șapte ani am considerat o competiție, mi-am de, găsit desenele acum la birou de design de produs, am făcut un robot și o lanternă pentru miliție care are o mitralieră, are niște chestii și am desenat-o și e, am făcut proiecție, n-am făcut perspectivă, am făcut proiect, da. Le am, le am în birou, pot să le vi le arăt Dar spunem astăzi, acum există uh, profesioniști, designeri care te inspiră, adică te uiți la. Da, sunt da, foarte da, curios, pentru că... Deci, uh, inspirația o găsești nu neapărat în nume mari. Bineînțeles că e precizie, adică nu, nu pot să nu mă uit ca la domnul da. Ștar, nu poți să nu mă uit la un zeu. Nu poți să nu mă uit. Deși sunt mulți colegi care, oh, nu, e prea e pentru toată lumea. Deci, păi, tocmai asta e designul. Și da. da okay. Nu despre asta e designul. Pentru, pentru toată lumea. Deci, cu cât mai mult, cu atât mai bine. Așa da, adică, da, nu da. suntem exclusiviști. Facem un obiect care folosește unul la el în casă, o linguriță care sunt senzațională, Nu poți să mănânci cu ea, da. dar arată foarte bine. Șterg e limitat între artă și inginerie, dacă vrei. Știi? Adică, el deja e dus, la și încadra în zona artistică, adică el e un sculptor. Așa este. Un artist săvârșit mai mult decât inginer, dar și el citindu-i cartea vezi că a plecat de la a mers pe motocicletă fără cauciucuri, a experimentat mult să ajungă acolo și succesul mi a fost. Dar am văzut și la Romanian Design Week sau în temir ce expoziție vezi un băiat, inginer, care a creat un obiect care jur că ăsta e făcut industrial în contextul ăsta de aici. Și chiar am un prieten pomenesc aici, Dragoș care m-a surprins. inginer fără valențe de artist. Adică, ce nu făcut trebuie dragoste? să le cauți. A făcut două lămpi. Le-am descoperit la Paris O să, dăm Paris, poate, 14, da? o să Paris 14, O să-ți dau câte. A făcut două lămpi. În care eu i-am strâns mâna și i-am felicitat. N-am crezut că ceva. Eu am crezut că obiectul ăla. Pentru că era și printre alte obiecte importate, mm -hmm. realizate industrial, erau două obiecte românești ale lui care arătau acum făcute că și ce se întâmplă vorbe, da. vorba de o machetă e ușor să faci o machetă. Da, da, da. Și eu m-am jucat cu multe machete cu foarte multe machete dar până ajunge până ajung o mie de piese sau până ajunge să arate ca o mie de piese făcute e o cale foarte lungă și noi neavând acces v-am spus la tehnologie ție -ți e greu și să te apuci să ești descumpănit și te duci tot în zona artizanală dacă vrei. Ți-ai luat un cușac îl cioplești îl acum o un router <laughs> dar el arată la final arată tot că e, știi, care nu zic că e, dar aș fi vrut să văd un pic și de tehnologie, că m-am săturat tot și de scaunul oltenesc, da. știi, și de băieți talentați care rup. Adică vreau să-l văd și pe unul, pentru că omul ăla n-a dormit nopți întregi să ajungă acolo, știi, de la idee la produs finit e ceva cu scaunul ăsta, de toți designerii la un moment dat în viață îi apucă cu scaunul, lampa și scaunul. Pe păi scaunul e cel mai, mie la școală mi s-a și spus aici la design, să nu te apuca de scaunul, lasă scaunul că e cel mai greu. Cum no, e la arhitectura pavilioane. Dar nu știu da. ce să zic, că pentru... Um... Nu, scaunul e cel mai greu pentru că implică ergonomie. O lampă poate să fie orice, că nu o stă nimeni pe ea, de mai așa și pe da, Dar înțelegi ce zic, adică la scaun are, poți să stai, trebuie să stai și pe două picioare, trebuie să te reziste și. Pentru un timp. mine și ergonomia e un concept foarte relativ și volatil, pentru că ergonomie, mulți oameni când se gândesc la ergonomie, înțeleg comoditate și poate comoditatea nu este întotdeauna. Ce îți este benefic, sau starea pe care. Adică, poate sunt scaune în care e normal să te facă să te simți mai alert, un pic mai ancorat. Scaune care. Înțelege, adică, nu. Nu știu, da. asta cu ergonomia, iarăși mi se pare ceva destul de, de greu de prins. Ai folosit de mai multe ori și știam din discuțiile precedente cu tine, dar ai folosit de mai multe ori în povestea noastră acum conceptul ăsta de inginerie și uh, fun fact înainte să vin la podcast aici, am plecat de la birou și uh, colegul meu Cristi care este inginer de rezistență, zic băi am plecat ca în filmarea cu Omid, uh, facem pentru podcast și m-a întrebat uh, Cristi, dar cu cine faceți azi? Mm -hmm. Și zic cu Mihai Popescu. Nu mă gândeam că da. știe de Mihai Popescu designerul. Băi, ce tare, îmi place mm. mult de el faptul că tu pe Mihai. Nu, nu îl da Știi Mihai Popescu de la Frate. Nu, nu, nu înseamnă asculta că cei din Brașov, nu sunt din Brașov, că este inginer de rezistență. Ascultă-mă. Din... Da, și ne lucrând în arhitectură, vorba adică și... n am făcut 100 de blocuri până. Și nimeni. zic, da, ce interesant că Mihai într adevăr are zona asta foarte aplicată, foarte mm -hmm. pe explorare, inginerie. Mm. Știu, de am și place foarte mm. mult de el. În sfârșit da. ai făcut, bă, ai făcut un inginer să te placă. Da, da, da. Îți dai seama? Nu sunt inginerii prietenii mei an... mai buni. Noi încercăm de atâția să fim prieteni. Am un prietenul meu foarte bun inginer structurist, dar mă place din alte motive, da. nu din motive am de un arhitectură. Sen. Unchiul meu, căruia îi datorez atelierul, că aici, uite, putem intra ușor și în zona how they do it. Adică că noi am desenat frumos, până acum am povestit frumos, concepte, dar până la urmă, cum, domne dar cum să fac alea? Și chiar îmi spunea cineva, domnule, ce noroc ai, domne, ca ai atelierul. Spuneau un arhitect, domnule, dar ce noroc ai tu ca ai atelierul. Ăla. Adică, ce vrei să spui? Că m-am -am născut cu atelierul ăla și ce să că mi-a dat cineva. Pe atelierul ăla ai creația, adică, știi cum e asta? Ce noroc ai, mi-a mai zis cineva ce noroc e că ai un hobby. hobby. Recunosc am mai spus și Dar eu crezi o că hobby-ul ăla nu poți să-l ai și tu dacă pe 30 ani cu o rachetă de mână în tenis? Asta cu atelierul recunosc că și eu am mai spus. dar Asta da, cu atelierul dar atelierul ăsta nimeni nu știe când îmi vine ziua de salarii, cum transpir. Da. Știi? Pentru că la ce facem noi manufactura asta cu proiecte aici, colo, cu pandemie, cu nimic asigurat, fără credite europene, fără fără credit de european, că n-am fost eu în stare, nu blamez asta, dar oricum se vede că ce e foarte mică. Cu 20 de oameni ce fac de 20, de peste 20 de ani cu maica mea 25 de ani deja, cu maica mea e foarte greu, dar avem un atelier care aici a început, fratele maică care a terminat tehnologia construită de mașini și care e inginer proiectant la planșetă de mecanisme. Pur. de, tehnologia construită de mașini, care lucra cu maică mea în institut de cercetare sau c -c pentru industria casnică unchiul meu era unul dintre proiectați care făcea ce visa un uh, scenograf, un uh, artist plastic, un poate un designer că aveau și designeri, câțiva în colectiv, el le punea la scară și le făcea funcționare și de acolo și plăcerea, că el m-a învățat parec, să desenez, ceea ce nu învățasem în școală uh, problema uh, material, studiilor. Știi, dar eu oricum am crescut mult în atelier și oricum să faci design îl faci în atelier. Asta e. Adică nu prea poți să-l faci doar la planșetă. Da, da, da. Și de designul de... de produs îl faci în garaj. Altfel, da. ești un desenator. Ești un desenator, eu știu, unde... trebuie. trebuie să experimentezi, trebuie să simți materiale, trebuie să. Dacă faci lumini, trebuie să te joci cu lumina, știi, trebuie să să, spui problem cum e lumina să uite și la voi în studio lumina asta. mulți, am avut niște ingineri aici. Azi, A zice că e 4000 de grade Kelvin. Da. Cred că e mai cald un pic, nu? Uh, eu, eu cred sensibil, că e 4000. Da. <laughs> da. mai, am eu o întrebare. Și eu am una bomba, nu plec de aici bomba. până pun întrebarea aia. pune tu. Uh, ai vorbit de copilărie, de mama ta, no. de atelierul no. de acasă și eu cred că este crucial Mm -hmm. Să simți, știi, practica lucrurilor. Este același lucru, citesc o carte sau trăiesc ce se întâmplă în cartea respectivă. Așa că spunem, te rog, cum arăta casa copilăriei tale? Uh, a, fantastic, pentru că în 1988 un coleg al Mike, mi a fugit în America. Și mm. ăla ne-a lăsat nouă a lui, făcută de el mâinile lui. La etajul hey. 7, în bloc, avea un circular. În casă și la terată în când s-auzea și-a far hidrofugat pe care îl vopsea. Adică să spunem, evoluția lui ar fi acum MDF-ul vopsit, pe da. care îl chituia și la asta. Și noi am avut mobilă în casă la când a plecat în America. Băi, îți, îți dau ție mobilă la maică mie. Și noi am avut mobilă manufacturată de unul. Păi și bine s -a, s -a s -a potrivit la noi. voi în casă. Da, mobila? Băi, oh, potrivit, aporto, da, am, am, nu stăteam într-un palat. Nu stăteam un bloc pe vremea. Cam toți în același bloc muncitoresc. știi? Și el, tocmai asta era genialitatea că el făcuse module. Că trebuia să le care placa până sus, în pe etajul 7, oricum. Tot ce făcea trebuia să intre într-un lift sau în o scară sau pe asta. Și atunci, oricum, era ikea zilor mm -hmm. noastre, știi? Da, da, da. Înțelegi? Și atunci am avut mobila făcută de asta. Plus că mama mai lipea un tapet, mama avea o manualitate de fantazie, lucra pentru fondul plastic. Are, de fapt, o manualitate de fantazie. Lucra pentru fondul plastic, făcea păpuși cu cap de porțelan, se ducea la să-și să facă ceramica, să-și toarne porțelanul, făcea hainele, le cusea, făcea cu totul, mâinile le din porțelan și chipul și le vindea în fondul plastic ca să ne ducă până la mare, le cumpărau străini. Curele, expadrile, mai că mai împletea da, expadrile. expadrile, ne făcea expadrile care le vindea. Mi-a venit o idee. Curele, piele, mamă, că mai lucrau orice ca să facă să poată să și ține Și ce tapet? Scuze-mă că eu nu țin minte. Nu, era tapet. Cu... Ah, da, era. era un tapet da, pe care da, l de da, cu pas da, un mai colaj. Vine, da. mai degrabă Bopsai, un colaj. Probabil, mai degrabă un colaj făcea, știi? Noi lângă ea aveam un mm. planșetă care se rabatea și pe spate și acum planșeta pe spate sunt pozele cu Maxim Parker, pe mai mai femei ce vă pot să spun 88 10 ani, deci sunt niște ani, știi? M-am gândit. Dar asta vreau să zic, că pe de-o de parte fii atent. te gândești eu acum și conștientizez că orice lucru din copilăria mea a fost important în formarea mea, dar citesc o rugăciune seara la culcare foarte scurtă și acum care o citesc dimineața și seara rugăciuni pentru, nici nu contează, în care am descoperit acum două zile o frază, am crezut că a fost introdusă mm. recent, ce vreau să că contează cât de deschis ești tu să primești și să vezi lucrurile din jurul tău. Pentru că poate toată lumea le-a avut într-o formă sau alta. A avut ceva care se lege asta. Eu am descoperit să citesc de patru luni și citesc rugăciune. Acum două zile am observat în text, îți dai seama, o, o propoziție care nu era acolo. Care a apărut acolo. A apărut acum în câmpul atenției tale. A apărut tale. în câmpul atenției mele. Na. Deci, în, în trezirea asta, sau dacă vrei observarea lucrurilor care te apleci este la tine. Este, o să este. am pe aici o să vă... A, ferește de ispitele pe care nu ar fi în stare să le poarte. Amin. ferește sau ferește de ispitele. Era către soția lui. De ispitele pe care nu este în stare să le poarte. Cum ai că să le poarte? Cine nu poate să le Da. Adică am descoperit o frază exact cum am descoperit și amintirea. Da, Lucrurile sunt în jurul tău, dar că sunt să În jurul tău, să ai deschidere să le vezi, să le dai ascultare. Să nu te pe tine, știi? Să nu. fii treaz, să fii viu, să-ți iei timpul tău. Și să fii curios. Eu sunt de multe ori povestesc, de exemplu, la curs. Oamenii întreabă unde-ți găsești inspirația, nu, nu pe mine mă întreabă, nu ca și fi un reper în da. zona asta, dar unde își găsești designerii inspirația și, desigur, prima chestie cu pinterest sau așa. Dar eu, de exemplu, ador să merg pe jos oriunde ar fi și vreau să spun că uh, găsesc întotdeauna lucruri în cele mai banale chestii. Da. Nu vorbesc de case interbelice din București, vorbesc de cartiere. Destul de proletare din București, da. în care văd că cineva și-a făcut un grătar. Un da. grătar la fereastra de bloc care are niște romburi, nu știu cum, și-a mai pus da, o floricică, așa și zici, bă, dar ce tare e chestia da. asta. Sau văd, pe mine mă fascinează, am mai zis asta, dar chiar mă fascinează gardurile, pe bune. Și pe unde mă duc, mă uit pe la garduri, inclusiv gardurile de la țară, inclusiv gardurile da. din, astea din prefabricat, din. Mm -hmm. știți că sunt panourile da, da, prefabricate de, de, de beton. beton. Deci, și mi se pare că de fapt, dacă ai ochii ăștia receptivi, știi, privirea da, panoramică da. și da. curiozitatea aprinsă, mm -hmm. vezi în jurul tău niște lucruri mm -hmm. care poate nu se aplică la ideea pe care tu o căutai cu ardoare acum pentru da, un proiect, nu. dar rămân undeva acolo undeva. și îți deschid drumul către ai altceva. Ai văzut cât de repede eu știu și îți desenez mobila care am avut o în 1988. Să desenez acum. Da, dar fețele Oameni oamenilor și născut în 76, deci tu ai 12 ani. Fețele oamenilor din 88 le recunosc, fețele mai moderne nu le recunosc. Eu nu... Și numele. Eu... Adică ultima perioadă și tocmai asta atrage un semnal de alarmă că nu mai șerfez, nu mai am din un tren de mare viteză în care nu apuc să observ. Atunci aveam timp să observ. Și ăsta e sfat, adică să băi, lasă-ți timpul tău, stai să și observi, nu te repezi, nu te da. duce în moarte. Eu Ai de nu fac poze în vacanță, eu nu, fac, nu, nu, să nu pot. Cu... Pentru bustul. că asta înseamnă să nu, nu. simt că nu văd atunci când fac poze, știi? Uh -huh. Și prefer, nu port ochelari de soare niciodată. Mă enervează, mi se pare că îmi obturează. Da, din... da, da, da. da. Din ceea ce trebuie, trebuie să văd. Da, nu, nu vrei filtru, vrei da, totul brutal Nu recunosc fețele oamenilor, cu atât mai puțin numele lor, dar recunosc și țin minte niște spații extrem de dubioase în care am petrecut cele mai puține uh, secunde, mm -hmm. ceva, dar încăperile îmi, ră îmi rămân în minte. Mm -hmm. uh, uh, dar podcastul nu este despre mine. Am două idei, vreau să le spun că altfel <laughs> să o uit. 1. Crezi că mama ta ar veni la un podcast la noi? Uh, cred că da. Da. Dar adică trebuie să ne asumăm o emisiune funny, adică în care să, știi, și mai ales dacă și pe fratele meu și că mama stat, vă rog eu frumos. Măcar nu vă mai jurați de mamă că eu lucrez cu frate, știi. Vă rog că ne de în camera alăturat. Vă rog frumos, măcar de mamă, cât sunt eu aici. Haide, chiar așa. Mi se pare atât de fantastic să vină mama lui Mihai Popescu care e care arhitect, e sursa. care e sursa care de fapt. A fost designer da, da. bă, câte cât, cât hipster poți să fii? Să păi pe fi, eu am făcut să... un art cu un coleg de al mamei pe care l-am scos de la naftalină Maxim uh, care el nu mai era prolific să-și lăsase, știi? Care el a făcut un tramvai care merge în București. Știi din ce a făcut uh, să poată să toarne în fibra de sticlă? A făcut de gips carton forma lui. Adică cum nu ar face orice designer de mașini, orice carosier, dacă carton. vede cum a făcut, în gips carton, singur, făcând caroseria de la tramvai, plus ergonomia cockpitului pilotul, pilotului și are două tramvai care merg prin București. Trebuie făcut. Deci tu îți dai seama că nu avem în București, eu, colegul meu de bancă, Cristi Vlad, a construit un automobil închizându-se 2 ani de zile într-un garaj. Și a creat un automobil care va fi produs de serie în curând a făcut un prototip cu mâna lui. Dar doi ani de zile a zis n-a ieșit de acolo. mi a oferit o firmă, i-a oferit o firmă și câte milioane pe el și a zis nu-l dau. Cum să nu-l dai că o să fii bogat? Păi da, tu crezi și ce fac cu banii, zice. Păi mai îți faci, faci nou? Păi, tu crezi să faci un automobil atât de ușor, Mihai? Aici Ăsta e automobilul vieții lui, înțelegi? Adică pasiunea asta, asta colegul mama, care a fost într-o platformă instalat, l-am adus ca retrospectivă, ca mi-a adus poze și l-am pus acolo, Maxim, cum a făcut ceasul, celebrul ceas de la Obelix, de la Costine și la care se învârte da. Făcut de el. Și care era când eram în vacanțe cu mama, era cineva care repara la ceas, că îi se strica ceva când se rotea. Îți dai seama să rotești un ceas în stațiunea tineretului ăsta, la Obelix, era ceasul lui Maxim, care mecanismul înăuntru, ce-a stradal, fără să ai experiența experiența Bulgarnie sau uh, Patek Filip, știi? Adică n avea nici măcar fabrica de ceasuri. Ce Acum o cheamă că e divorțat, o cheamă Mihai Alice Elisabeta. Mihai Alice Elisabeta. Uh -huh. Să știi că eu pot să fac ceva, pentru că masa asta va fi Mama, în celebră în industria publicității, că a lucrat publicitate după 90. Noi așa am început, de fapt, atelier. Aha. Mai, că mai lucrat așa, făcea există, producție publicitară. Nu există, da, agenție din vremea asta, nu fi lucrat cu mama. Da. Mama era celebră la, la Darcy, OFCDMB ulterior. Da. Mama era producția la tot. Și devenise celebră cu mascote. Da, da, mama da, știu știu, mascote poveste, da. și mascote. ce deci eu, deci eu plec de la masa asta ca să vă fac loc. Pentru mama, nu, eu da. am sentimentul că ușor, ușor plec. Dar nu ca la misiune de a construi. Și acum mama <gătă> lui. <gătă> Și o să în mama Mama, nu te-am mai văzut de 10 minute a misiunea Și a zis că nu mă Andreea Marin Da, Băi nu, ar trebui să facem, uite, asta sunt din discuții de genul asta, se spun -as, niște, nu te gândește la bun început. Noi ne-am gândit, facem podcastul asta, chemam pe cei mai buni, dar nu ne-am gândit niciodată cine sunt acei oameni care au făcut pe cei mai buni să fie cei mai buni. Pentru că da, aia da. sunt cei mai buni și, de unde, -ai de, unde și mai o, de unde să știi că n-ai de unde să știi, de să știu pe mama ta. E o chestie foarte frumoasă care trebuie magiată, mari necunoscuți știi, în da. afară de ăștia, fiecare profesor, fiecare mm. gest care l-ai văzut știi, adică le spun marii necunoscuți că nu întotdeauna, cum și e monumentul soldatului, adică fiecare soldat din o armată, soldatul necunoscut. Da. Știi, monument în China s-a cunoscut, că nu au murit doar generali. Da, 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 din în da, contră, da. știi? În nume nu se știu, știi? Așa și aici sunt nume care eu l-am pomenit pe unchi, îți dai seama, știi? Dar am o listă de oameni care mi-au inspirat, și în facultate, colegul ăsta al meu, cu grija lui pentru detalii și care face mai cu care n-am mai vorbit de atunci, care era un designer extraordinar, dar el a vrut să facă mașini de mii. Pentru că a vrut să lasă o mașină în urma lui. Ce ai vrea să lași în urma ta ca proiect? Bă... Să împărtășesc cât mai multe experiențe cu. N-ai un monument cu, ceva cu un... Nu, nu, un scaun. Nu nu un scaun. de contră aș vrea să fac uh, uh, locuri cât mai accesibile pentru un public cât mai larg. Dacă mă întreb acum că adică după mm -hmm. experiența pomenită de tine wonderful să-i spunem mai elitistă, Te duci mai urban să mai... Să mai mă duc urban contemporan către mase pentru că mi-am dat seama că noi acolo trebuie să umblăm știi, știi că asta creează un... de fapt cultura adică cultură. ceea ce noi numim da. cultură care nu se referă la cultură în sensul de da. istorie, geografie Eu da. din Danemarca cultură. acum, acolo nu, aș vrea în loc să fac un singur loc să fac pentru un anumit public, aș vrea să fac 10 locuri pentru mult mai mulți oameni, știi, în care deci să asta intre acolo ăsta e următorul, următorul proiect deci vreau să fac pentru chit că e obiect sau e spațiu public sau e o șaormerie Știu că ai fost în Danemarca recent și se pare fascinant cum investesc design în tot ce înseamnă parcuri, stații. Bă, bă, da, Danemarca. Noi, noi ca creator de frumos, ca tot ce implicați acolo, Mihai Gurei, Claudia Chirilescu, Corvin Cristian, Călim Mai oameni care au un cuvânt de spus aici în în, în, în orașul nostru din România. Eu cred că nouă ne mai trebuie, ar trebui să mai studiem un pic ca să înțelegem unde e Danemarca acum. Adică, și pentru noi, Danemarca e poziționată ca, ca nivel de viață superior și ca sunt lucruri pe care nu le-am putea înțelege. Pentru că noi, oricum, suntem născuți în Balcani cu mirosul de mici, încă impregnați în nări. Și avem Excursia o nevoie mai puternică mare, de toate a aceste adică lucruri. Danemarca e un superlativ, dacă vrei, știi. Na. E mai e esențialist. Așa. E mai esențialist și e greu de. E, e mult prea departe, că ca să ajungi în Danemarca trebuie să iei mai în tip în uh, exact și geografie, puțin în Italia, na, puțin până asta na. să ajung la Danemarca. Da, Danemarca ca experiment, acolo, ca da. experiment uh, social e incredibil. În Danemarca, într-un oraș, au zis într-o zi nu mai merge niciunul cu mașina. De acord, de acord, toată lumea merge cu bicicleta. Pe aici e un, îți dai seama ce nivel de accepțiune și ce nivel, la, nivel de individ versus uh, societate. Știi aici cum, se zice, astăzi nu cum mai se... merge nimeni cu Mercedes. -ul. Bine, hai BMW-urile! Da, 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 Hai băieți! <laughs> exact. BMW -urile. Dar um, ce mă, mă zici cu ce să merg exact. eu? Exact. adică e foarte grea. Dar ei îți dai seama, ei au fost în trecut, au fost uh, 10 bărbați în aceeași corabie uh -huh. în timpul unei furtuni și în care dacă unul dintre ei s-a oprea în învâslit, poate au. Și atunci păi, de asta zic că e foarte greu de comparat. Dar am vrut să ne apară de comparat, că nu e loc de zona comparație. E greu de cuprins. E... Mai era o chestie ciudată, era lumina la 12 pe noapte, aia e acum... Da, aia e nasur, <laughs> era da. lumină naturală. dar ăștia nu simt mă lumina. Și noi okay. aici ca designer de lâmpi mor de foame. Asta e greu de dus cu deci, lumina, lumina e pentru dus, că, că îți resetează total ritmurile interioare. Oricum, Copenhaga, nu știu, recent în ultimele monocle, dar știi că era orașul printre primele cu top da. de indice de fericire și de, mă rog, cum se spune, livability în livability, oraș. Livability, dar 20 de km, indice cele mai mari de sinucideri în Suedia. Adică... Nu, mm. pentru că eu cred că are o mare influențoare lumina asta piezișă și filtrată și din care tu îți dispar volumetria, tu nu mai vezi umbre. Și mm -hmm. totul e filtrat mult timp. Lăptos. Lăptos, difuz, neclar, în Nu vezi muchea, nu vezi muchea la clădire, știi, clar. Dar asta și nevoie de culoare, oricum și în zona și în fără și unde mergi. Dar trecând peste ăsta, ei, ca nivel de educație, că m-am uitat și eu la un studiu de ăsta, PISA, pentru educația elementară, asta, mm -hmm. o clasă ei sunt în... Top. Că țările cele da, mai civilizate, da. cu urma că sunt și în topul educației. în mai. Vorbim de Malaezia, Singapore, uh, Danemarca, Suedia, ăștia în Danemarca, Finlanda, ăștia nu învață să scrie în clasa 1. Învață în clasa 4 să scrie. Învață da. să joace. Exact. Să se bucure de viață. Să se bucure de viață, știi? Și asta spune mult. Și de asta e foarte greu să... Pentru mine, ca un om deschis și poate mi-e greu să... Le înțeleg, dar mi-ar mi fi greu să le ceai. că adică dacă, băi, te-ai mutat mâine în Copenhagen, asta ar fi m-aș muta fix o săptămână. Poate te-ai muta știind că oricând poți să te bucuri și de o Portugalia și de, o, de o de Italia și de România și așa mai departe. Astăzi întrebarea asta, dacă te-ai muta mâine... Da, nu valabil, exact. ultima da. întrebare. Eu da. Eu nu mi-aș mai lua casă Unde te-ai muta mâine? Asta eu, adică... eu la Milano și o să mă mut în toamnă. La Milano? La Milano. Pentru că Milano, Milano e Milano, -o? Milano. Milano nu te mai muta. Că păi da, nu mă mut, adică am un proiect mare. Și Nu, nu, fix în Milano, fix în mijloc. Milano. Ce adică proiect si Milano. ai în Milano? Un proiect, un restaurant. Ce restaurant? Tuia, care tocmai am deschis în Miconos, e o franciză, o rețea de restaurante mari în care am câștigat noi un Pici, acum. Un pic de creație. Ani, un pic de creație la Viena. Invitați. Știu că ați făcut... Uh... Și am acum la Viena am dezvoltat la Miconos, acum abia l-am încheiat și următorul proiect la care lucrăm deja e Milano. Pentru că clientul își dorește să puncteze fiecare oraș. De asta e important să aibă un tuia în Dubai, Miami, Londra, Paris. Dar ce n-am înțeles și acum, Ana... Există un tuia și în București, adevărat? Da, există un tuia în de București. tocmai tuia din București nu e făcut de tine? Nu e făcut de noi pentru că intra în conflict de interese cu Brandurile noastre și am trebuit să spun clientului că, că nu am cum să lucrez acolo pentru că nu e... Adică tu nu ai făcut alte nu, proiecte... Nu, am făcut alte proiecte, dar care nu erau paceașnișă. în ta, cu noi. Am făcut pentru că nomad, știu că ai făcut. Am făcut loft nu? la pescăruși. Uite că pescăruși, nu -am la asta și la era clar, era evident, trebuia să da, da Nu, am făcut astea. proiectele în care am văzut că sunt complementare cu business da, nostru nostru. Da. Nomad din centrul vechi. Loftul inițial a fost un restaurant. Când m-am ah. intrat eu în proiect și lucrasem ofis. Deci era o prietenie cu băieții și... de acolo. Pe care e un spațiu pentru toată lumea. Știi, nu e elit, nu intră pe, Nu e același client care sau poate că e același am înțeles, dar contează mult și... Da, ce frumos. Și spunem te rog, cum e tuia din Miconos? Tu e nu mi în na natural în primul rând. E un spațiu conservat de un alt fel de turism. Pentru am că nu, o poză este. Acolo pe da. Da. E altfel pentru că e în centru unui sat de pescari uh -huh. și am respectat foarte mult uh, cicladic arhitectura cicladic cicladică și grădina descoperită. Adică am o bocamvilie, așa se cheamă planta uh -huh, care da. e asta și atunci mi am dat o seama că tema va fi clară, știi? Nadia a venit cu input ei pe culoare și pe formă, o video cu colegul meu la fel, și astfel în Marius la Lumină. În... Și ce mă, cu ce mă mândresc e că uh, unul dintre clienții e grec, că nu poți să iei în fiecare uh -huh. țară în care merg au un partener local. local. Și a zis că el face totul la Atena, că nu e nicio problemă, că uh -huh. Atena și Grecia tare extraordinară, cu ei producții și nu știu ce, și am finalizat uh, proiectul cu toate echipele din România. A, cred terrazzo, că am văzut, da, la tine pe Instagram. Geamurile, ferestrele, ușile sunt tailor-made de prietenul meu Iulian. Terasul e făcut de Dan Popovici de la Viațo, în 20 de zile. Totul, cu o precizie, deci nu am spălat imaginea, tot ce credea grecul despre român, că e, e bonă sau e, muncitor într-un șantier sau neserios, deși omul serios știe că românul e un om foarte serios, că românul realizat în, în Occident sau în Grecia n-a ajuns acolo întâmplător și sunt oameni de foarte bună calitate. Metalul, lemnul, eu cu toată mobila, iluminat, totul a fost made in România. Au cumpărat niște scaune în Grecia care s-au rupt, două din ele când le-am scos din cutie. <laughs> Bă, că ești nu, vorbesc serios. Deci am fost, am fost, de fost foarte, Am fost fericit. da, exact. Malaca. <laughs> am fost fericit și la fel am și n-au crezut, e un record mondial. Deci barul e făcut, restaurantul e făcut în trei luni. Trei păi luni chiar pe o insulă e un record mondial. mondial că da. să faci un restaurant de fine dining, adică vorbind un restaurant uh, pentru un alt fel de public. Ah, și bucătărie italienească marone. Deci, asta, italienii care au făcut o bucătărie tailor-made excepțională cu uh, românii pe partea de. Cât Niger. durează procesul de proiectare și implementarea unui restaurant la nivelul tuia Miconos aici? La, la nivel european durează 2 ani, de când okay. ai ideea. La Viena a durat 2 ani. Do wow. Wow. Pentru că era centrul Vienei, avize, autorizații, clădiri de la 1800, okay. de reconvertit mai și ales în Grecia. În Grecia, în Miconos. Uh, ar dura cel puțin un an. Scorpius a durat vreo patru ani ca să-l deschidă. Ok. Scorpius, adică... Eu, eu aș face niște postere cu ce, tot ce spune Mihai legat da. de treaba asta și la orice client care ne bate la ușă. Da, la hai, de... nu, nu neapărat, vine, neapărat, gata, gata, neapărat. Hai, 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 că că nu hai, știi, hai, hai. Tu știi că un Carrefour la Paris să faci în 5 ani? Deci da. eu am bani de un Carrefour, îmi ia 5 ani să-l fac. Nu pare să, nu se să face Carrefour în șansele să se face. Da. dar intru de luna viitoare plătesc chirie. Deci da, 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 da. Păi stai puțin, tu faci pe asta, asta trebuie, tu faci pentru anul care vine sau îl faci pentru o viață de acum încolo? Dacă îl vrei pentru un an, hai să-l facem repede, știi? Deci păi de ce facem, îi refuzăm pe toți. Păi nu, ușor, ușor o să se duce. Oricum nu mai e viteza care a fost înainte trecut, nu o să mai existe. Pentru că lumea a înțeles nici mai unde să le faci. Iar lucru bine făcut nu poate să fie făcut decât atent. Știi? Nu, pot să, nu pot tape, știi? nu, poți să, nu poți să etape, știi? Nu poți să sară etape. Cred că situații... Și noi la mică am spus clientului, e prima, ultima oară când facem în viață așa ceva, hair ăsta care l-am făcut și s-au aliniat niște planete să-l faci. Dar nu vrem să forțăm soarta de prea multe ori, nici noi cu... Hmm. ne-am rugat la ziul mărilor să ajungă feribotul cu... Cu bine, adică noi eram deci des la biserică, nu, dar acolo începe sezonul și dacă n-ai prin sezonul Correct, și te terminat. Sezon. Adică ei aveau un argument destul de bun. De și e o problemă, da, destul de mare. destul de, e... de, de mare, că acolo ai cam ca la noi, iunie, iulie, august, septembrie și aia e de cred că Și nici un, sezon ei, sau... un, sezon la ei, un sezon la ei înseamnă recuperarea unei investiții. Și plus, nici nu cred că legislativ nu cred că au voie să aibă șantiere mari. Ei nu au voie deloc să ai, nici la, adică noi nu ai, ai să... nici la noi nu ai da. voie, teoretic, un să Da, un lucru bun. În sezonul estival la Mamaia nu ai voie să în stațiune nu ai voie Ni, să. Nici la interior. Da. Aici problema e că pe o de uh, 110 cm în gustă, tu nu poți să cari de un obiect prea vă, mare. Să. Și atunci tot trebuie mărunțit și remontat modulezi. în interior, da. știi? În wow. interior nu ai voie să tai flex o chestie asta e de sudor. Dar oricum nici ai de ce, că le duci ca de la Ikea. Ca asta a fost ideea mea, bă, să ne lasă să cărăm pe străzi, luăm cutii de la Ikea. Stai mă, ce -se? să se mobilă să-mi pun în camere. Da, da, eu mai am Eu pe, nu, sunt pe... Da. Responsabilă propunem, cu lifestyle -ul. Hai să ne, 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 propunem un număr de întrebări pentru că trebuie să i încheiem. O să fie Bine. două Pot... episoade. că da. Trebuie să... -i. Tu câte întrebări mai am? să zicem două care da, sunt... Da, da, acum aveai o întrebare... nu mă, da, da, pune virgulă. Pun nu, bă, 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 nu fie dar poți să pui virgulă. Da, dacă stau cu Chiar dacă nu au legătură, pui o virgulă și e doar o întrebare. Dar dacă stau cu Mihai la masă să nu-l întreb eu să-mi spună, nu știu, trei restaurante care îi plac lui cel mai mult, ca experiență totală, nu ca design. România și lume? România și lume. Băi, la Miconos, aici am descoperit experiențe fabuloase. Adică, dacă în trecut în, pe coasta de azur te simțeai oarecum furat nu unele locuri, adică nu era investiție, pentru că ei aveau deja clientul acolo uh -huh. și nu aveau, nu aveau stimulentul. Uh -huh. Aici, la Miconos, creându-se asta și fiind o concurență mare, pentru că e o insulă mică, Aici am fost surprins să descoper spații și cu o identitate incredibilă. Adică plaje cu restaurant cu și exact mai ai punctat tu, în care totul e coerent. Știi? Nu există prosopuri da. din bumbac de la da. egiptean când ți l a dat la plajă, adică da. nu ți-a dat o chestie de aia de plastic, știi? Nu trădează nimic, adică se vede că totul e super relativ. Când te-a pus să faci ceva nu mai poți să trișezi, știi? Că ești foarte rapid exact. Deci dăm niște nume. Alemagu e un Ale spațiu Magu. extraordinar. Noema, e un spațiu extraordinar aici că venim, Iconos. Scorpius, bineînțeles, și impresionat și prin dimensiune. În funcție de... Sunt și spații autentice, știi? Acum vorbim de spațiu ăsta, design, lifestyle, cum ai zis, muzică, ambient. Da, 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 toată experiența. Adică toată experiența ta e ridicată. Toaleta. Toaleta e o experiență în sine. Este nu mersul la toaletă. Nu, da. la toaletă. Da. nu, nu, adică nu și. <laughs> dacă îmi permiteți, nu vreau să zic așa. Da. Dar într adevăr dacă vreau, dacă mă impresionează un restaurant sau ce primul lucru pe care vreau să vă, vreau să vă băile și acolo... Nu, a știi tu ai în asta că băi, să vezi că au furat și au făcut frumos în față și în spate au mai mult și acolo știi că e prins, dar într-adevăr, acum ai experiența asta, adică tu Și dacă ar fi să părăsim miconos și să uităm, nu știu, prin lume, oriunde, zim niște locuri Sunt și călători, adică îmi plac, am descoperit acum la Barcelona Bine, Barcelona uh, e, creuzet, e creuzet, Nu e creuzet când e vorba de design. De gastronomie, de nu de gastronomie, gastronomie da. E... Dar ce descoperi în Barcelona și asta le spunea copilor mei, plimbând copiilor mei mari, 23 și 19 ani, Izabela și Luca. Uh, le spunea că uite, ce observăm noi, exact când intrăm aici, că le spuneam, băi, da, uh, voi unde mâncați? Păi mâncăm acolo. Păi tot acolo mâncați, n-ați descoperit spații noi? Nu, nu, că nu. Am... Păi cum să nu descoperi spațiul? Hai să vă arăt da. cum descoperi spațiul nou. Uite, mă uit, uite cum scrie. Ne plimbăm că sunt și foarte mult. Știți că e Balabusta. Uite cât de mișto sună. Balabusta. Uite ce. Vezi ce idee mișto. Asta sigur e mișto. Da. Și intrăm în el și vezi navete de colo aruncate, întâmplător. Vede o dezordine controlată. Da. Și îi învăț să se uite. Băi, uite de ce cred eu că e mișto asta. Fii Și când deschizi și meniu. Era o foaie de asta scrisă de mână manufactura, zic că aici sigur e o familie care are grijă de aceste 20-30 de mese dar care în viața lor aici de ei depind, da, merg la școala copiilor și atunci aici se vede că ei transpiră aici, deci practic frumusețea unui spațiu tu o vezi, adică nu trebuie neapărat să fie o, o, un Dubai În mm -hmm. contră, cu, oh. cât e, cu cât e în zonă de da. în Dubai pe ca, să pe, ca să nu <laughs> intru ca să nu intru într-o și fără să judec dubai -ul. dar ce vreau să zic, că preocuparea unor oameni că e frumos, că e gastronomie, de a da înapoi, apoi, uh -huh. de a da o chestie corectă atunci când le calci prabu, aia se vede în orice. Și asta încerc să le explic. O clătitărie, o, o mică chestie, o gogoșerie, unul care da unul care face tapasuri. 20 de locuri și atât. Știi? Adică nu trebuie să fie neapărat mare, că tu poți să-ți imagini la orice scară un colț de ăsta de, de, rai. Știi? De oameni da, da, da. ajuns în rai, că ei de fapt ce sunt. Ei muncesc în fiecare zi și acolo având o stabilitate, având turismul ăla, ei, dacă au nimerit într-o nișă și știu că fac treaba aia bine, ei, lor nu are ce să le se întâmple. Și nici măcar nu trebuie să inoveze. Nici măcar nu e ce, după Wonderful, ăsta, știu sigur că la anul trebuie să inventezi ceva, că altfel publicul nostru atât de uh, umblat în străinătate da. și atât de educat o să înceapă, bă, dar vezi că tot acolo merge, știi? Adică, știi, el, deși tu ai observat că el se modifică spaciu, da. stai mă nici măcar am observat o că dacă îl întreb la oprești, zic, în ce e nu o să știe să zic, știi? Adică. Exact ce ziceam, plăcerea de a descoperi. De a descoperi un preparat culinar, că n-aș investi doar în design. A schimbat bucătărie, farfurile și da. gastronomia. Și mi se pare că mi-a schimbat tot spațiul. Așa știi? e. Și mirosurile. Nu trebuie să umbli să dărâmă lămpile, că zvec. pe lampa mea aia, din Wonderful e din 1955, bar în Toso. Cu ce să o schimb? în plastic, din China? Sau cu ce să schimb, știi? Acolo are secretul fericirii clientului meu în lampa aia? Da. Eu am reținut că o să când ajungi la când de, pa, nici nu mai știu să mai vorbesc. L-am ascultat atât de adânc încât mi-am Mi-a cunoscut no. Barcelona. Și la Barcelona merge la La Barcelona a fost curând. La Balabusta. E, nu e nu e pe hartă gastronomică. Eu o să vă, nu vă nu dau un adică sunt hmm. uh, Ai zis harta. Ești un designer care te-ai dus internațional. Deja faci proiecte mari în orașe mari reviste, premii. Ar trebui să facem o listă, aici apărea, scrie tot da. ce ai tot ce ai făcut. Cam pe unde se află România în clasamentul designului? E foarte aproape să fie bine. Deci e foarte simt o energie puternică, adică e foarte aproape să fie bine. Ne trebuie un pic de răbdare și sim și să nu mai serio, să rămânem în pasiune, să rămânem în ceea ce ne-am apucat să facem, știi? Răbdare, cred că e cuvântul potrivit, știi? România ne va fi, pentru că aici există un pic de Italia, în uh, 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 Imperiul Roman, există și un pic de Balcan, există și Turcie, există și Orient, nu? Exista, Foarte mult. Da. Și cred că toate energiile astea, uite și noi cum stăm la masă. Tu pari un pic diferit față de mine, nu fără... Aaaa. Nu? Vezi? Deși Acum tot... Acum șapte luni să amânam mai mult. <laughs> da. Dar cred că e o energie aici și cred că un pic de răbdare, adică dacă am avea timp să șarfăm, să stăm puțin mai mult, asta ne lipsește ca indivizi și să ne uităm în ograda noastră numai ne uităm peste gard, că tot oamenii de gard, cred că o să... Ia să uităm la gard, nu. Fiind deci succesful și dacă nu o să fim, înseamnă că nu s-a terminat și asta Deci e... suntem bine, dar asta să știe nu toată vei lumea România stă mine. bine. Băi, dar stăm, și mie mi se pare că stăm bine. În dar... raport cu educație, și vă spun, educația contează, dar nu până la. Adică eu am făcut o școală față de școala lui Fimiu. Și asta e Bă, foarte e... Tare. Că Dar am că... avut șansa să am un colectiv cu care am făcut primul bar time-out în anul 2 sau 3 în care am vrut să facem noi lucruri. Tu spui un lucru extrem de interesant. România progresează foarte bine în zona de design, neavând neapărat neavând. cine știe ce școala de design. Neavând. neavând. Mm -hmm. Mi se pare absolut fantastic. Mi se pare un heirub din asta oriental, la apropo de... Da. De, Bă, hai că facem, noi o să reușim, spartani. Da. Tu gândești uh, că design se face la arhitectură, știi? Acum, da, adică, și nu se, și la, la nu, nu, vreau artă, să intru artă aia, la de nu există atelier. Nu da, 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 da. Cu toate astea, vezi obiecte făcute care mi se pare. Dar nu da. de la arhitect, știi? La, la facultatea de arhitectură există arhitectura și atât. Și atât. Da. Și, da. Urbanism, deci, și, și urbanism. Rest, și, și restul. Da, dar nu există o... urbanism pentru că puzurile s-au fac de un an, două da Nu există urbanism. Nu există domeniul de aplicare. Poate ei sunt foarte buni, dar dacă te duci la Năvodara, o să înțelegi că acolo nu a fost niciodată niciun urbanism. E foarte trist nu mă stârni pe subiectul. Navodar, nu, nu. nu sunt nu foarte... exact opusul, deși la mare ar putea să zici că e ca Copenhaga, știi, această Copenhaga. Dar exact opusul. Adică unde interesul uh, primordial este al individului, al meu, să-mi fie bine mie, acum și familiei. Acum mele, sau cel târziu mâine? Cel târziu mâine, dar da. ai, acum, mai bine ca să fim noi siguri că plecăm cu niște cheși acasă. Chiar nu e știu că nu e frumos. Bloc să fac alții mai deștept și frumos sau să pună un copac, în timp ce Copenhaga ajută că invers. Da. Bă, hai să vedem mai întâi comunitatea noastră. Hai să vedem mai întâi societatea. Hai să vedem ce lăsăm. Pentru semn... că binele nostru depinde, și, depinde binele și, celui și de binele ce celor adică de adică lângă noi și așa. Și aici am spus două orașe aflate la, la malul da. mării, pe malul gârlei. Dar e, cred că în România este și încă o nevoie care, Ce pe e care e trist, o avem... că există clientul care cumpără. De da. vină, nu e urbanistul sau primarul care a permis aia. De vină este clientul care încurajează aia. E, e un cerc vicios, știi, cum s-ar spune un, un catch Sau 22. e la fel, de, la fel de vinovat ca cel care a creat știi, monstru. Așa este. Eu nu, că nu. Dacă mă apuc să mai pun întrebări, nu plecăm mâine dimineața aici. Mai avem Uh, mai avem episodul specialistului ah, O secundă, da mai luam niște întrebări de la oameni care ne scriu Pentru că, na, de Academy a devenit Nu, dar mai vreme să-l întreb Mihai E o curiozitate nu, personală mâine, ne Nu, nu, iliștiți. nu, doar o întrebare Nu, doar... nu deci vina mea, eu acord oricât din timp Îmi pare rău de echipa tehnică <laughs> Da, răspund <laughs> pentru că mă simt și bine Hai păi da, da, doi plecați Da, vreau gata, pe bune, acum, în București În afară de locurile voastre Unde îți place să te duci? restaurant, bar, cafenea îmi place la Casa de David dar îmi place și la Grădina Sticlarilor Gredina. asta nu știți și nici nu, nu o să o fac public unde e pentru că nu vreau să rămân așa cum e nu, aia după emisiune la cafenea la Omid <laughs> îmi place la MAC magazinul de mai are cineva dedicații? <laughs> aveți, <laughs> aveți un butic un... avem la <laughs> Pantelimon <laughs> acolo <laughs> <gânt> îmi place București. Eu n-aș fi ales să stau aici. Și are șansa, adică e eclectic, așa cum e el cu cu șaormele noastre, cu scaunul nostru de plastic. Cu... Îmi place, îmi place foarte mult. Știi, adică descoper în fiecare zi și lucruri noi și adică spun că asta de David că e un superlativ Băi, mâncare e, mâncare... și de atâția ani. Da, adică da, un da. spațiu care trece proba timp când are așa 20 de ani pentru mine. În România, atenție, că e. 20 de ani în altă țară, nu știi când trec. Dar aici, fiecare zid ne ea 20 S -s -s o încercare. Să știi că Casa de David, de la un punct în care era... Îmi place Unicovero. Un nu? Sunt, nu cum, adică mama, ne întâlnim. Adică ne întâlnim mai la Luisa de am ajuns aici da, mult, da, da, pe Exact, listat. exact. Hai, facem la montaj, începem cu Unico Vero și după ah, aia Casa dang, de David și dang, toate dang. cele. Uh, casa de David, apropo de chestia asta, mi se pare că de la un, acel restaurant scump, pe care lumea considera că nu e scump și cine își permite să ducea acolo, a ajuns la acel restaurant scump unde merită să te duci să mănânci mâncare bună. Da, da, da. Este eu, eu, eu eu o exact. schimbare. Da, da. Destul de... vorbata după 20 de ani de muncă, convingi exact. clientul Erazi. că merită banii merită pe care banii, îi dai. Da. Pentru că poate ne-am pus problema, dar noi credeam că, băi, merg afară și mănânc pastele alea. Mama, am mâncat niște spaghetti cu brânză la Roma. Bă, n-am mâncat nicăieri. Dar tu erai, de fapt, Roma să dea ție spaghete da. cu pasta. Da. Tu mâncai turistic acolo, te păcăleai pe cu niște paste la borcari refierte în care te aruncau niște gorgonzola și tu că te uitai cu wow, 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 Roma, ce frumos, wow, ce frumos da, băi da, da, bă, da, bă, ce gust au, băi, n-am mai mâncat. După ce ai trecut un pic de Roma și ai fost și -a doua și ok, Roma, mișto, bă, când ai luat bă, da, parcă nu e, că vezi, mă, s-a stricat și la dar tu erai în aceeași pastă, că ei n-au dus să schimbe pasta. <cute> pentru că turistul ăla va fi acolo cât timp e Roma capiv, și Roma capiv, ei, știi capiv, cum e, știi capo mundi, adică nu... Da, dacă nu te-ai să... dat un nota, sigur ți-a băgat ceva acolo. Da. De. Și atunci, de fapt, mâncarea să știi... Nu, nu mâncai să nu zicem că și tu te-ai educat. Și eu m-am educat. Că și aici, la primul restaurant italienesc Aquarium, lumea Aquarium, cerea... Da cerea um, macaroane cu brânză da. aduci mie macaroane cu brânză așa sau să combina comand, un da. fresh de portocale cu niște paste exact, da cum da, să, da. să fresh da. de portocale, da, da. A, nu, două... dar asta era tare, Maca... sau... aș vrea niște macaroane cu brânză dacă se poate, când macaroane pentru că nu eram așa să chemau ele în comunism da. și dar am au apărut sute de feluri de paste da. și noi ne-am educat, adică nu mai comand macaroane comand niște Maceroni ma sau, niște sau cu sos alb și atunci am întrebat de care sos s o salva. Adică încep să, să să da, te ce înseamnă să sosul vezi că sunt patru bârnțe diferite. Cu mâncare, în el, că -mi și atunci nu mai tu, pot. Tu, tu, practic, <laughs> David să știi că a avut aceeași preocupare pentru mâncare. Bineînțeles că și produsul a început să fie altul. Aici, pe măsură ce magazinele, piața. Adică când luai un pește, ei l-aduceau cu avionul și l-aduc în continuare de la Paris. Nu l-au aici peștele. Pac. Serios? Pește. S-au trimis mașină la frigorifică la Paris și vine. Ce tare. Da. Da, eu... Roma făcea așa cu scoicile. mai Roma aici pe wow. aici. aia Da, țin da, da, ți minte, veneau coțele. De da. Roma! Veneau scoicile coțere da. coțe din Roma. Da, zic că îți dai seama ce muncă era aici să aduci. Când acolo te duci la piață, la orice piață te duci în Occident și nu știi. La același fel de pește ai mai multe categorii de preț. Da, da, da. La Ai de care, de cât să fie ton? De 10 euro sau 2000 de euro? Același <laughs> denumire. Denominațiune. Corect. Ori eu cred că și noi ne-am... Uh, și e normal să creștem cărămidă cu organic. De asta zic că poate am fi ajuns mai repede aici. Dar eu zic că și așa, în momentul ăsta în care începem să vorbim și aici despre gastronomie, despre design, câte cârciuni românești în sfârșit s-au întors la românesc. Știi? Cât le-am blamat după Burebista și de și nume dacice în uh, bucătării contemporane românești cu bulți și Da, da e, 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 e greu știi? Adică, asta cu... Și aici vezi, știi cum se educă, pentru că... Eu aștept totul. să apară acel restaurant românesc care... Nu știu, să... Care? Cum te duci la restaurantul italienesc, știi? -a, să aibă o A să personalitate fie... puternică mâncare românească nereinterpretată da, ne reinterpretată, nu, cred că vreau să spun ceva dar nu mai ai cum să faci asta, adică că n avem o tradiție, că n avem a un fel de mâncare da. Pe cum să l-ai când ai fost și sub și -am stran, Da, anii și da, ani adică, adică... mama tot în România. Și asemănă... mai e ceva, eu mai am o teorie aici, dacă ți era foame, scădea un măr. Pe stradă luai și îl mâncai. În sudul Italiei, în Sicilia, în asta, când luai roșia aia perfectă, abia să făcea, trebuia să-i dai, n-aveai acces la multe ingrediente și atunci de asta a Înțelegi, tot într-o uh, da. forma oamenilor săraci de a-și îmbunătăți viața, știi? Aici eu cred că noi am avut cam de toate, știi? Adică aveam și grâu, ne făceam o pâine, ne făceam, ne făceam o pizza, aveam și, măru, aveam și un animal, că aveam păduri. Și și când ai toată această, să-i spunem, bogăție, chiar dacă era o abundență, înțelegi, ce le pe scuie, un pește, pește, băgai în tigaie, adică n-a fost nevoie de prea multă invenție și n-ai apucat să se dimentezi ceva, pentru că veneau ba unguri. În Transilvania, ba Imperiul Austro-ungar, ba Imperiul Otoman, și atunci totul se făcea Dar, să transforma, știi? Eu să scot o șarmă de sub masă astăzi. A zis Transilvania. Hai că adică, direct la. <coughs> la întrebare. La întrebare, așa. Noi primim, pentru că la Inside Academy deja lumea știe că acolo se învață lucruri și legat de design, primim tot felul de întrebări. Pe Facebook, pe Instagram ne scrie lumea, uite, avem așa. Și n-am gândit să facem din. Pot chesturile unde sunt invitații care na, au un cuvânt de spus, să mai punem câte o întrebare din asta pe care le alegem noi și să ne dă specialistul un răspuns. M-am mm -hmm. gândit să selectez o întrebare care să aibă cumva legătură și cu tine. E vorba de cineva care ne scrie că a cumpărat o casă, bănesc că e o casă. Nu știu dacă bătrânească e cuvântul potrivit La predeal mm -hmm. Și vrea să-și facă un interior din ăsta tip șale Rustic mm -hmm. Dar într-un într soi de rustic contemporan Și mă întreabă pur și simplu Unde să găsească diverse obiecte Din astea din rem lemn recuperat Fie că e vorba de nu nu la de dezestre, grinzi vechi uh -huh. comode vechi adică dacă uh -huh. există practic un loc în România asta, în București, în Transilvania unde poți... E, e un târg uh, anual parcă la Negreni okay. în care tu... Undeva... Negren, nu Negreștoaș. Nu, nu, Negreni okay. în... Uh, să zicem lângă Cluj, în podișul Transilvaniei în care să strâng cred că de două ori pe an abia a fost acum două săptămâni, mi se pare în care vin oameni cu tot felul de obiecte și le vând o, ce dar tare. cel mai bine, adică aici a fost un curent foarte destructiv în anii 90 în care tot ce era vechi descompus era Că, a. Știi, tot ce era vechi lumea mai a vrut neapărat uh -huh. bucătăria din palme laminat. Uh -huh. uh -huh. și atunci erau, a fost business în Transilvania în care mergeau cu un camion în oraș cu o bucătărie de palme laminat, brand new și luau cufărul la Dada zestre, covoarele, da, ce bana toate astea le dădeau aia. la schimb, efectiv într-un troc. Înțeleg, și atunci a dispărut foarte mare din heritajul, dacă vrei, al acestui popor. Bineînțeles, comuniștii, când au demolat toată zona Uranus sau toate casele mm -hmm. vechi, a dispărut cu tot cu mobila lor, dar și nu există o piață real. Eu sunt pasionat. și Vedem că există zi? un soi de hub din asta sau un magazin nu, de. Nu este un magazin, să există oameni pasionați care vând, există dealer de antic. Yeah, aici, cred că antic nu e chiar la antic, prea mult, e prea nu, mult. E... Da. Dar cel mai Arte bine cred că cumperi o, da, o casă. Când ai o casă, îți permis ca să mai cumperi o casă veche și o, de, și -o, și -o descompui, o desfa, descompui mm. și de o viață nouă aici, știi? Care nu mai e în stare să fie folosită ei, caramid, dar ei, boi, ei, ușile și le re. Mi-am -mi sună bine folosești. pe asta, asta cu negreni. Negren. Da, își da. duce da, la da. să văd. Că, uite, vezi, asta sunt lucruri pe care le auzi de la cineva, nu le vezi, da. nu știu, pe, pe fie fie dacă fie în orice târg a... din orice țară occidentală Negreniu este la nivelul ăla de știi încă piese nedescoperite, adică nu nu să nu te cu așteptări. E important că există. Dar da, da. că să vând, nu știu, căruciuri cu trei roți, a patra lipsești, înainte să faci cu doar, do să vină cineva să ia. În timp ce în târgu, din, nu știu să zic, din Avignon, găsești 10 cărucioare, toate perfect funcționale și unul care are vopsea originală și la costă de trei ori cât celălalt, știi? Da, 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 Pentru că cineva a avut preocuparea asta să le conserve, să le țină, să le... Mă, ce frumoase sunt obiectele da. cu poveste Doamne, da. deci mi se pare că din e... păcate comunismul a șters foarte mult uh, Cu tot tabula rasa Mai puțin accentuat în Transilvania, bineînțeles Dar aici în zona noastră De regată E, e totală ștergerea știi? Și De fapt asta s-a încercat Prin asta, da. să distrugem tot ce ține De aristocrație. Da. Și cu ce începem? Cu oamenii? În primul rând a fost simplu că au omorât și după aia cu obiectele știi? Casele Toate Poveștile, reperele, reperele. Da. E păcat, dar măcar e bine că există oameni care încă le caută încă. Da. am, am de un am un depozit prin. De... De a, zic, deci ai spune. un depozit. Da, am un depozit așa, păi de și nu le dai, nu le nu dau, dar le scot la o le-a văzut în cadrul expoziției mele da. cu la próxima volta cu la volta a a, am a fost, avut da. a... ai văzut și da. tu cu abajururile, colecția de abajururi. Pusă rastel În afară de abajurile suflate Dar dai și nouă niște poze din depozitoriu să da un podcast? Păi sunt în cutii, dar vi le... Vi le nu, așa, cum Dacă, nu, chiar vă invit da. într-o zi la mine la atelier. <fie> ca ai puține proiecte rezidențiale. Da. da. Ai proiecte rezidențiale? Ah, dar ai. Am, da, am. Ah, exact. Eu, ah, eu, am deschis subiectul să ne povestești și să ne dai niște poze. Pentru că există o poză pe care am primit de la cineva la un moment dat. Dar am zis că nu e adevărat. Jur, am zis că terasa aia... A. Ah. Deci eu... La pot... doctorat Ionescu. Ah. ah deci nu știam că masardă, e la el. Sardă, da. Da, dacă la unde, la la vorbești Central ca o, Park, Da, 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 ca o... A, a, deci chestia aia e la Central Park? Da, da, da. Dar am făcut-o să nu fie, să aia poate să fie oriunde în lume. De deci, fapt, am da, de dar clientul, la tu, Central Park cu noi, cu noi, ne-a dat tema, ne-a dat, ne dat cheile și a zis, nu după trei ani, bă, te rog eu frumos, bă, vă rog eu, faceți nici păi nu, că nu facem rezidenția, bă, te rog eu frumos. Bă, și ne-a dat cheile, uitați, cheile, noi plecăm trei luni sau nu știu când în Sambar, Păi, intrați, faceți ce vreți. A, vin de acasă. Deci facem ce vreți. Dar cu limită de buce? Nu. Nu aveți că știu, am încredere. Că nu aruncați cu bani. Mm. Și ne-a dat mâna liberă. Și practic am făcut acolo și a venit și a zis extraordinar. exact ce-mi dorem. Ce trebuie zic? să văd și eu magie. Cărând cu macaraua, multe chestii. Adică complicată rău de tot producția, pentru că scara blocului are 80 de cm. Ce eu am trăit ultimul... aproape 10 a, ce acolo. Adică și nu mai se aduce o canapea sau un obiect, adică poți să descompui, dar până la un punct, că după aia orice binar nu, uite, blatul ăsta de masă cu încă un șliz pe el, dar special la etajul, la ultimul etaj, să dai seama, da. să ducem, asta e filmat tot. Dar ce a fost fanii, că de fapt, ultima lucrare rezidențială m-a determinat să nu mai iau alte proiecte, deși a fost un succes, pentru că de noi ce? am avut 120 de plante și sistem de... Uh, de, de irigare, picurare. de picurare a lor, 120 da. de plante. Că pe asta se baza conceptul o ranjerie în mijlocul da. unor betoane, știi, o toată casă. Și mă sună Radu după 10 zile. ți-am spus? Ți-am spus să nu folosim plante adevărate, să punem de plastic? Uite ce am pățit. Mi-au murit toate plantele. Și era vina uh, creatorului, vina arhitectului, <laughs> pentru că au murit lui plantele. Și el îmi spusese ce trebuie să pun de plastic. Păi n cum în casă Hai, plastic. Ce a -a miele, da, Instalatorul da, legase apa uh, în loc Calabă. de rece la apă fierbinte. Oh, Dar de vină era tot eu oh. că i-am propus lui plante. Știi ce zic? Adică el a riscat cu mine cu plantele, deci n-a fost de acord și mi-a și arătat că plantele au să moară și mult mai repede decât și am până. și spus. Și mi-a și spus, știi? Și atunci am zis, Radu, feliu, băi, mă bucur ne spus că am avut această discuție și că ți-au murit plantele. De ce? Pentru că eu sunt sigur că dacă acum nu voi mai lucra rezidențial. Încă o dată, știi? Plus că tu stai rezidențial așa, n-a pus să. Și vezi acolo că plinta aia parcă, băi, stă pe cap. Vezi că plinta aia nu e perfect îmbinată? Dar eu o plintă într-o casă la 5 metri de tine care are și o comodă în față, știi? Adică... Depinde acum. le spui nouă chestii. da. 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 Băi, o plintă, zic, treci peste, pune ceva în fața ei. Nu pot că știu că e acolo în spate. Deci eu am văzut, am primit... Dar vreau și eu să văd poze. O să vedem cu toții. Am primit niște poze. Am primit niște poze de la Iulian, cred că. Păi, uite aici. E în București. tot te mă de aici, mă lasă-mă în pace, cu Parisul tot sau unde o Da, 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 așa pare că e... Și zic, nu e în București. Zic, băi, dacă e în București e o randare. Nu are cum. Deci lasă da, da, da. Foarte Nu, randare. nu folosim nu nu randare. randări nu vreau, să... Nu uh, prezentăm randări nici în site, nici în... Vreau să ajung aici să spun întrebarea asta. Nici data trecută n-am apucat. Băi, uh, băi, scuze. <coughs> no, băi. Băi, maestre. Nu băi, e foarte, prefer băi. Um, ce să zic eu fac încheierea mea Alina o să o facă pe aici hai mă că nu mai fac nicio încheiere în, în, în model uh, persan așa, la, tot la ușii, stăm așa jumătate O <laughs> uh, Îți spun cu toate sinceritatea îți mulțumesc mm. pentru că ai venit aici și îți mulțumesc pentru că ai existat cel puțin pentru mine pentru cariera mea și pentru ceea ce fac eu astăzi pentru că ai fost și vei rămâne o inspirație pentru mine Uh, am învățat de la tine, învăț de la tine și voi învăța de la tine și uh, pentru lucrul ăsta acum trebuie să spun super mulțumesc uh, și sunt convins că asta este valabil pentru foarte mulți profesioniști, iar acum că ești atât de generos să și povestești celor din jur despre experiențele tale uh, dacă aveam vreo 40 de oameni aici, îi puneam să aplaute dar nu avem da. putere să băgăm efectul uh, mulțumesc mult de apreciere îți strâng mâna, Simul îți apreciez, mulțumesc mult și țin tot așa. Apreciez că ai zis-o cu voce tare, să zic așa, știi? Adică e, mă face să o vin și la următorul podcast. Știi? Păi facem, că ești Să părtășesc cu, mama. asta, da. O aduci și, uh, aduc și pe mama. Acum ar trebui să... Ce, ce aș mai putea <laughs> să, să mai spun eu după mai ce mai a, mai a mai spus Nu mai că deja mă simt a prost, să, nu, să închei în altă notă, știi? Da, eu o să închei într-o notă mai practică și să spun că... Îți mulțumesc pentru că, de fapt, poveștile pe care tu le-ai spus în design interior în orașul ăsta au ajutat, cel puțin în ceea ce privește munca mea, la o mai mare permeabilitate a designului în fața clienților. Adică, am clienți cor corporații da. care mi-au dat spațiile făcute de tine ca exemplu, uh -huh. ca referință vizuală. Da, ca adică, brief. Ca brief, oamenii au acest nivel, au un baseline de design da, da, da. pe care tu l-ai setat și este. Atât asta ne-am dorit și mă bucur că ai observat și am văzut că ai observat foarte multe lucruri. Și în care vine la agenție vine nu vreau un pub, nu vreau o berărie, nu vreau, vreau un But beautiful. Da. Știi, adică cuvântul a devenit uh, Dar după aia când venim noi cu referințele comor. care punem poze din beautiful, adjectiv. mai e și partea asta. Da. da. E foarte frumos și e frumos că există, există locuri frumoase care au în spate oameni frumoși. Da, da, da. Locuri frumoase, oameni frumoși și da. oameni care spun povești. Foarte da. fain. Vouă vă cer un singur lucru, dacă vreți să continuăm să-i aducem pe toți oamenii așa de mișto aici, să ne dați subscribe, să ne dați share, să povestiți oamenilor despre Design Stories și să ne puneți întrebări ca noi să putem să venim cu niște răspunsuri la, nu știu, provocările voastre legate de design interior. Vreau să spun că am învățat astăzi cu Mihai că designul de interior se trăiește. Până la urmă, trăiești. e o poveste pe care o trăiești, nu pe care o desenezi. Da. și uh... Prin toți porii. Da, rămân cu asta în suflet. Da. Bine, vă mulțumesc. Și eu. Foarte bun. Bravo. Ți Bravo plăcut. 10. Ți-a plăcut de Mihai? <laughs> Dar vezi că și tu te înclini așa spre Pintre microfon. Păi nu mai contează că s-a ah. terminat emisiunea. Uh, Ți-a plăcut de Mihai? Ce nu te Ți-a plăcut de Mihai? Nu în sensul ăla, mă, că... Doamne, de... În sensul ălălalt. <laughs> <laughs> da, mi-a plăcut. Mi-a plăcut că este... Respira design. Asta e sentimentul pe care l am. Păi, un om pasionat, adică mi-l imaginez că ar putea sta zile și nopți întregi lucrând și perfecționând un obiect sau un proiect. Da. Da. Bravo. Hai să mergem să prindem pe următorul. Mergem să bem ceva la fraterii. Nu, nu